Salut! În clipul precedent, eu am menționat de câteva ori colonialismul pe tonul de Știți voi, colonialismul! Dar apoi mi-am dat seama că de fapt nu, nu știm noi. Și eu aveam doar informații destul de fragmentate despre acest subiect, așa că am decis că e un moment bun să-mi completez cunoștințele și să-mi împărtășesc descoperirile cu voi. Descoperirile au fost mult peste ce aș fi putut să-mi imaginez. Așa că ne aflăm aici. În această situație și în acest clip nerezonabil de lung, pentru că dintre toate istoriile nediscutate ale Europei, povestea colonialismului este, fără nicio îndoială, cea mai importantă pentru a înțelege cum am ajuns unde suntem acum. Adevărata poveste a acestei civilizații vestice, despre cum am florit ea și cum s-a tehnologizat, e povestea colonialismului, și totuși nu știm mai nimic despre ea. Ceva mai grav, în discuțiile internetice de azi, menționarea colonialismului adesea te identifică drept un apartenent la mult hulita cultură woke. Cum ar veni, te-ai trezit tu să vorbești despre colonialism. Cumva, discutatul despre această perioadă definitorie pentru ce e lumea noastră de azi este aparent un fel de fiță. Dacă vrei să discuți despre cum a ajuns Europa să controleze 85% din suprafața acestui pământ și consecințele acestui fapt, Faci fițe, ești mofturos. În perioada de documentare pentru acest clip, am fost întrebat la un moment dat dacă cred că colonialismul a emancipat lumea, dacă a răspândit libertate și prosperitate pe glob. Așa că să începem de acolo. În primul rând, colonialismul despre care vorbim este cel întâmplat după anii 1500, când diversi vest-europeni și-au întins pânzele spre tărâmuri îndepărtate. Au mai existat diverse tipuri de colonizări în istorie, dar ce ne interesează pe noi e că după 1500 se dezvoltă un întreg sistem complex prin care Europa subjugă restul lumii. Scopul principal al acestui sistem a fost mereu îmbogățirea celor mai puternice state europene. Ele au făcut un adevărat concurs din decimarea popoarelor din tărâmuri îndepărtate, luarea pământurilor lor, transformarea oamenilor în sclavi și extragerea resurselor astfel dobândite în scopul înmulțirii de bani. Astăzi, cuvântul colonialism cel mai adesea se referă la acest sistem foarte specific de exploatare. Dacă nu ai citit niciodată nimic despre acest subiect și doar ai prins din aer cuvinte care zburau prin jurul tău, prima opinie pe care putea să ți-o formezi e că la un moment dat Europa s-a dezvoltat tehnologic și a cucerit restul lumii pentru că era foarte tare. Pur și simplu europenii erau cei mai buni, restul oamenilor de pe glob cam slăbuți, așa că în mod inevitabil forța civilizatoare și-a urmat cursul și-a împrăștiat semințele progresului pe tot globul. Deși nu le-a convenit mereu și au existat tot felul de conflicte între europeni și indigeni, până la urmă când tragi linia s-au construit căi ferate acolo unde nu era nimic sau nu? A venit motorul cu aburi acolo unde exista doar vâsla? Chiar și în glumă, răspunsul la aceste întrebări este nu. Tehnologia europeană n-a ieșit niciodată din mâinile europene și acolo unde ea a fost desfășurată era mereu sub controlul și interesul european. N-a primit nimeni cadou nimic. Dar să zicem că nici nu era responsabilitatea nimănui să facă niciun cadou. Prea bine. Dar problema apare în punctul în care există pretenția că prin urmărirea acestui propriu interes, Europa a dezvoltat lumea înconjurătoare. Această istorie e formulată ca și cum pentru toată distrugerea uriașă cauzată de colonialism, restul lumii ar trebui să spună mulțumesc frumos. Și aici trebuie să ne oprim. Miza discuției despre colonialism nu e aprinderea vrunei vinovății străvechi individuale, că asta ar fi complet neproductiv și confuzionant. Unde aș mai avea eu loc să pun subit o vină vis-a-vis -vis de faptul că englezi, acum 300 de ani, răpeau oameni din Africa și îi transformau legal în obiecte de uz propriu. Sentimentul de vină individuală e un unghi paralizant prin care să procesezi o istorie în care nu ai ales să te regăsești. Așa că, dincolo de vină, motivul pentru care e esențială discuția despre colonialism azi e că structurile politice și ideologice născute odată cu uriașa mișcare a colonialismului formează motorul care mișcă lumea și azi. Și dacă ne înțelegem mai bine trecutul, avem o șansă să ne înțelegem mai bine prezentul. De exemplu, Capitalismul de azi operează în baza unor noțiuni și măsuri numite neoliberale și a mai folosit cuvântul ăsta prin clipuri. Dacă ele sunt neoliberale, atunci care erau măsurile liberale și de unde au apărut ele? Cuvântul liberal sună automat bine pentru că el e construit pe cuvântul liber, și cine nu vrea să fie liber. Dar liberalismul, cel original, nu cel de azi, s-a născut odată cu dezvoltarea masivă a colonialismului prin anii 1700. Liberalismul, cu obsesia lui pentru libertate, s-a născut în paralel cu cel mai vast sistem de sclavie care a existat pe acest pământ. Deși pare, nu există o contradicție aici. Oamenii care se luptau apric pentru libertate erau de obicei bărbați albi educați aristocrați bogați care discutau filozofii din ce în ce mai complexe care să garanteze dreptul lor sfânt la proprietate privată. Dintre toate proprietățile private, sclavii erau fruntea, așa că libertatea de a avea sclavi era un punct esențial în conversație. Declarația de independență a Americii din 1776 începe cu foarte emoționantele cuvinte: Noi considerăm aceste adevăruri evidente: că toți oamenii sunt creați egal, că ei sunt înzestrați de creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea sunt viața, libertatea și căutarea fericirii. Absolut superb! Așa a arătat momentul în care s-a semnat această eliberare supremă a umanității, și doar 34 din cei 47 de oameni din imagine dețineau sclavi. Asta nu era doar ceea ce s-ar putea numi o întâmplare. Dintre primii 16 președinții ai Americii, 12 erau deținători de sclavi. Veniturile lor veneau din faptul că dețineau, sub titlul de proprietate, o grămadă de oameni care munceau pe gratis pentru ei până mureau și erau înlocuiți cu alții care munceau până mureau. Așa că, deși ca slogan de marketing acest început al declarației de independență a funcționat minunat, el de fapt se bazează pe niște definiții foarte non-evidente a cine sunt acei oameni egali mai exact și ce înseamnă libertatea. Non-evidente acum, pentru că atunci erau suficient de evidente încât să nu trebuiască împovărat textul cu specificația că oameni înseamnă strict bărbați albi bogați. Mi-ar plăcea și mie să nu tot trebuiască să zic albi, dar din păcate, culoarea pielii, numărul de proprietăți deținute și sexul masculin erau niște condiții extrem de clare pentru cine poate beneficia de aceste drepturi inalienabile. Ele în niciun caz nu erau menite pentru toată lumea și, în măsura în care s-au extins la oameni nevizați inițial, asta s-a întâmplat mereu prin niște lupte intense. Așa cum o să vedem, existau suficienți oameni care chiar și în acest context insistau că toți oamenii sunt oameni, indiferent de culoarea pielii, dar ei erau considerați niște fanatici radicali absurzi care fac fițe, alți mofturoși. În eforturile acestor aristocrați de a justifica din ce în ce mai științific de ce africanii nu sunt capabili de altceva decât de sclavie, se stabilește o ierarhie clară în care omul alb e în vârf și orice deviere de la această nuanță îți pune grav sub semnul întrebării umanitatea. Ăsta este punctul exact în care se construiește pas cu pas gândirea rasială europeană, care până la urmă culminează direct în nazism. O să explorăm pe larg această evoluție, pentru că mie mi s-a părut deosebit de revelator cum ea se dezvoltă în logica nazistă, care n-a apărut de nicăieri, ci a fost dezvoltată metodic timp de 200 de ani de către cele mai iluminate minți europene. Între timp, în Europa, până pe la mijlocul anilor 1800, devine totuși cam inestetic chiar să deții sclavi. Așa că filozofia liberală migrează spre importanța de a avea muncitori care să lucreze ca sclavii. Introducerea acelui ca, respectiv că nu erau sclavi la propriu, erau doar ca sclavii, e considerată o mare victorie morală europeană și una dintre acele performanțe civilizaționale cu care ne mândrim și azi. Așadar, această moștenire dubioasă a liberalismului colonialist, reîmpachetată azi sub forma de noțiuni neoliberale, e deosebit de important de înțeles pentru că e izvorul libertății noastre, cu toate defectele și avantajele ei. Apoi, toți acești sclavi care creau o nouă clasă bogată vestică nu picau din cer, ci erau oameni răpiți de pe continentele lor sau subjugați la ei acasă. Aceste popoare care au fost aruncate în mașina de tocat europeană, care la un capăt ingera oameni și la celălalt scuipa profit, resimt și azi puternic efectele acestei istorii. Dacă în Europa poți să te trezești ieri și să zici, hei, scuze pentru toate sutele alea de ani de sclavie și exploatări, Asta nu are niciun efect asupra zonelor în cauză. În ciuda puterii vindecătoare a acceptării unei vini, ea, în mod mirobolant, nu rezolvă peste noapte problemele distrugerii sistematice a comunităților locale. Dezbinarea și subdezvoltarea teritoriilor controlate erau niște țeluri cheie în sistemul colonialist și ele au fost urmărite cu maximă intenție dezbinarea ca să nu se adune o masă critică împotriva ta și subdezvoltarea ca să poți să-i ții pe oameni sub un papuc constant sub care să nu apară niciodată oportunitatea vreunei schimbări dramatice. România a trăit doar 45 de ani trauma unei dictaturi comuniste. Ce ziceți, azi se mai resimte vreun pic din experiența aia în societatea noastră sau a dispărut totul ca un coșmar din care te trezești și totul e din nou bine? Istoriile acestor locuri colonizate de puterile europene sunt atroce. În ele s-au întâmplat printre cele mai crunte lucruri imaginabile între ființe umane. Nu se vorbește despre ele pentru că ele s-au întâmplat în locurile astea distante și dubioase și, practic, nu se pun. Din păcate, pentru oamenii din locurile respective, să știți că se pun. Istoria lor e o istorie nescrisă, irelevantă pentru că povestea e a civilizației europene care a împărțit cu mărinimie progres în stânga și în dreapta. Într-o asemenea măsură, încât șeful diplomației europene se trezește să spună cu inima plină de solemnitate că Europa e o grădină și restul lumii o junglă. Asta e, n-ai ce să-i faci, n-avem nici cea mai vagă idee cum s-a ajuns aici, dar trebuie să acceptăm acest fapt cumplit. Așa că motivul pentru care purtăm discuția asta e pentru că e posibilă și populară întrebarea a însemnat colonizarea emanciparea lumii? Nu. A însemnat distrugerea a ce a putut fi distrus și apoi subdezvoltarea cronică a rămășițelor în moduri care determină și azi dinamica acestei lumi. A însemnat transformarea umanității într-un monolog ținut într-o singură voce și anume vocea banului. Dacă va putea exista vreodată o cooperare echitabilă între popoarele de pe acest glob, ea nu are cum să facă abstracție de această istorie a colonialismului, pentru că efectele ei nu au încetat. De oriunde s-au retras puterile colonizatoare, ele au lăsat spațiu pentru un control economic al regiunilor. Puținele țări care au reușit să se dezvolte în ciuda acestor condiții sunt excepțiile. În anii 1960 și 1970, revelația a fost că nu trebuie să ai soldați pe teren ca să controlezi un stat amărât și divizat, poți pur și simplu să o faci de la distanță prin puterea capitalului. Ăsta este punctul în care se naște conceptul de neocolonialism, care devine sinonim cu capitalismul global neoliberal. Se formează un cerc vicios în care țările vulnerabile sunt forțate să-și vândă ieftin resursele brute locale, cum ar fi petrol sau minereuri, ele sunt procesate în țările bogate și apoi se cumpără scump produsele finite făcute din propriile resurse. Dacă nu există nicio întrerupere în acest ciclu, atunci nu există niciun răgaz care să permită dezvoltarea unor industrii și mijloace prin care să se valorifice local acele resurse. Este profund în interesul entității care exploatează să nu existe acest răgaz, că atunci nu ar mai putea să cumpere resursele ieftin. Profitul ar scădea, iar dacă există vreo lege pe lumea asta a noastră, ea e că profitul nu poate să scadă. Factual, între colonialism și neocolonialism nu a existat niciun asemenea răgaz pentru majoritatea țărilor în care să se pună pe picioare și să dezvolte o autosuficiență prin care să-și construiască o societate ceva mai funcțională. Asta a fost introducerea poate puțin amețitoare. O să revizităm pe larg toate aceste lucruri și altele, dar întâi să o luăm de la început. Ce urmează e o săritură din vârf de iceberg în vârf de iceberg pentru a marca măcar câteva dintre lucrurile esențiale din toată această istorie complicată. Din ea, în mod dramatic, o să lipsească colonialismul întâmplat în Asia, pentru că devenea mult prea amețitor și șansele la un grad măcar mic de coerență scădeau considerabil. Lipsesc foarte multe lucruri, dar intenția mea e să ofer câte coordonate generale pot în interiorul a două ore. În România, manualele de istorie din liceu dedică doar câteva paragrafe colonialismului, preocuparea principală în text fiind mai degrabă aventura și emoția unor noi descoperiri geografice. În clasa 9 citim acest paragraf. Urmările descoperirilor geografice Principalele efecte ale expansiunii europene vor fi cucerirea, colonizarea și exploatarea pământurilor descoperite prin formarea imperiilor coloniale, proces ce va antrena o veritabilă mondializare economică. Pentru prima oară, economia europeană se afirma la dimensiunile întregii lumi. Marele comerț aflat în plin avânt se va muta din Marea Mediterană în Oceanul Atlantic, care va deveni axa comercială a lumii, favorizând țările riverane, Spania, Portugalia, țările de jos, Anglia și Franța, care deveneau puteri economice și comerciale. Ca o rezumare europeană a 300 de ani de colonialism, acest paragraf este perfect reprezentativ. Europa devenea mare jucător în urma noilor teritorii descoperite, care înainte practic nici nu existau. O propoziție din nou perfect reprezentativă care m-a făcut să bufnesc în râs o găsim în clasa 12-a, când aflăm că... În secolul al XVII-lea, prin expedițiile lui Abel Tasman, olandezii descoperă Noua Olandă, Tasmania, Noua Zeelandă. Și chiar așa a și fost. La un moment dat, navigatorii europeni s-au urcat în bărci și în jur nu părea să existe mai nimic, când deodată dau olandezii peste noua Olandă. Francezii găsesc și ei în mod spectaculos noua Franță și noua Anglie practic doar se ascundea în tot acest timp. Nu este nimic factual greșit în propoziția din manual. Australia, pe care la momentul respectiv trăia un jur de un milion de oameni, a fost numită Noua Olandă când au ajuns olandezii pe ea dar limbajul ăsta îți instalează într-un mod fundamental de mic în cap ideea că acolo unde nu erau europeni, nu era nimic. Această idee era centrală în efortul colonialist. Toate aceste teritorii erau niște mari deșerturi care așteptau sămânța europeană. Pe ele nu trăiau oameni, pentru că dacă nu erau europeni, n-aveau cum să fie oameni. Spre meritul lui, următoarea frază din manual este în toate aceste zone, aborigenii au fost deposedați de pământurile lor, siliți să se retragă în regiuni puțin propice modului lor tradițional de viață. Uneori, aborigenii au primit drepturi similare albilor de abia în secolul al XX-lea. Această ultima propoziție presupun că e în sensul că uneori au primit drepturi similare și alteori nu le-au primit deloc. Mai există câteva asemenea fraze în clasa 12-a despre cum indigenilor nu prea le convenea ce se întâmpla, plus mențiuni răsfirate din când în când vizavi de comerțul cu sclavi din Africa, care era, se pare, esențial pentru această veritabilă mondializare economică. Să începem, deci, să despachetăm aceste fraze. Punctul ceremonios de început al colonialismului e considerat momentul din 1492 când Christopher Columb descoperă America. El nu a atins niciodată America de Nord de fapt, ci insulele din largul ei, Bahamas, Cuba și Haiti în primele două călătorii, apoi un pic din America Centrală și de Sud în ultimele două. În acest punct al istoriei era clar că pământul e rotund, dar nu se știa că dacă te sui în barcă și te duci spre vest, mai există un întreg alt continent între Europa și Asia. Ajuns însă în aceste teritorii care înainte nu existau, Columb, în interacțiunea lui cu nativii, dă tonul pentru următoarele sute de ani de colonialism. El descrie așa întâlnirea în jurnalul de bord. Ne-au adus papagali, bucăți de bumbac, sulițe și multe alte lucruri pe care le-au dat la schimb pentru mărgele de sticlă și clopoței de șoim. Ofereau la schimb orice aveau. Nu poartă arme și nu le cunosc, deoarece le-am arătat o sabie și au apucat-o de margine și s-au tăiat din neștiință. Nu au fier, Sulițele lor sunt făcute din stuf. Ar fi niște servitori buni. Cu 50 de oameni am putea să-i subjugăm pe toți și să-i punem să facă ce vrem. Și asta au și făcut. Manualul din clasa 9 ne spune că până în acest punct comerțul naval era centrat în jurul Mării Mediterane, pentru că prin ea ajungeau mărfuri din Asia în centre comerciale ca Veneția. Doar că în 1453 Imperiul Otoman cucerește Constantinopolul și își impune controlul asupra zonei, așa că europenii dezvoltă un interes concret în a găsi noi rute de comerț către Asia care să nu treacă prin lumea musulmană. Călătorile lui Columb făceau parte din acest nou efort. El i-a convins pe regele și regina Spaniei că poate să ajungă în Asia unde se zvonea că există mult aur pe câmpii. Trebuia doar să te apleci, să-l ridici și să-l aduci. Fără să știe unde a ajuns mai exact, Columb a început să-și pună în aplicare misiunea. Poporul peste care a dat pe prima insulă se numea Taino și ei trăiau în niște clădiri comunale, cultivau porumb și cartofi, țeseau, croiau, se jucau multe jocuri și, în general, își vedeau de viață. Ei nu aveau fier, dar aveau, în schimb, un fel de cercei mici din aur. Văzându-i pe cercei, Columb s-a pus pe capturat și torturat indigeni care să-l conducă spre sursa bogăților. A petrecut câteva săptămâni căutând aur, fără prea mare succes, prin Bahamas, Cuba și insula numită de el Hispaniola, care azi împărțită în Haiti și Republica Dominicană. Câmpurile aurite se încăpățânau să nu se arate. Întors înapoi în Spania, Columb raportează că a găsit o insulă din largul Chinei plină de metale prețioase, pământ fertil și indigeni naivi. Despre ei spunea că sunt atât de naiv și liber cu bunurile personale, încât dacă nu-i vezi, nu-ți vine să crezi. Când ceri ceva ce au, nu spun niciodată nu. Din potrivă, se oferă să împartă cu oricine. Drept urmare, Columb zice că poate să aducă din ei în Europa drept sclavi și cere și mai mulți oameni și nave. În prima călătorie, el plecase cu 3 nave și 86 de oameni. În a doua, îi se dau 17 nave și 1200 de oameni. Ajungi pe insule, ei încep să răpească oameni de dus înapoi la rege. Când zvonul se răspândește printre comunitățile locale că asta e ceea ce se întâmplă, indigenii fug și și abandonează satele pe care Columb le găsește adesea goale. În ciuda eforturilor, aur nu prea găsesc, așa că trebuie să compenseze cu sclavi. Adună 1500 de oameni, selectează cei mai aparent apți 500 dintre ei de livrat, 200 mor pe drum, 300 ajung în Spania și sunt vânduți într-o piață de un arhiepiscop. Columb își nota în jurnal să continuăm în numele Sfintei Trăim să trimitem toți sclavii care pot fi vânduți. Din pricina condițiilor, mulți dintre cei 300 de oameni transportați mor și ei la scurt timp, așa că sprâncene, încep să fie ridicate în direcția lui Columb, care a promis mare acusarea și iată, trimită doar oameni care mor. Confruntat cu aceste presiuni, Columb instaurează un regim de teroare în care fiecare indigen trebuia să adune o anumită cantitate de aur în fiecare lună, altminteri le tăiau mâinile și îi lăsau să moară. Cum sarcina era imposibilă, căci nu exista aur care să crească în pomi. Mutilările au devenit o chestiune zilnică care era practicată și doar de distracție, ca să treacă timpul. Eforturile au evoluat apoi în direcția de a captura cât mai mulți oameni locali și ai pune să lucreze în așa numite mine de aur, ceva ce adesea presupunea căutat aur cu disperare printre pietre în continuu până murai. S-a estimat că odată la șase luni mureau o treime din persoanele forțate să muncească în acest fel. Există o dezbatere vis, -vis de cum anume au reușit spaniolii să producă genocidul în populațiile locale de pe insule și din Americi. Era din pricina acestei sclavii sau din pricina bolilor? Dar, după câteva zeci de ani de certuri, azi a devenit destul de evident că aceste două lucruri funcționau perfect împreună. Oamenii erau vulnerabilizați de condițiile brutale în care erau forțați să trăiască și astfel mureau mai ușor din pricina bolilor. Pentru că erau fugăriți de spanioli, ei se și adunau în moduri necaracteristice și facilitau astfel transmiterea bolilor, în timp ce mureau de foame. Estimările vis-a-vis -vis de câți oameni se găseau pe insula Hispaniola înainte să vină columb variază între câteva zeci de mii și câteva sute de mii. Ce e clar însă e că după doar vreo 50 de ani mai rămăseseră doar câteva sute. În cazul Hispaniola, de exemplu, e destul de clar că marea majoritate a populației fusese deja decimată înainte să apară prima epidemie de variolă în 1518. Popoarele locale au încercat să se lupte, dar spaniolii aveau săbi și cai, așa că rezistența a fost învinsă destul de ușor. Când a devenit evident că nu se poate rezista, oamenii au început să se sinucidă în masă din pricina terorii, ca să nu cadă pradă spaniolilor care îi dezmembrau și le dădeau foc, printre alte lucruri de-a dreptul nemenționabile. Așa a arătat primul contact cu noua lume. Așa a început civilizarea barbarilor din lumea nouă. În Mexic și în Peru, unde se găseau Imperiul Aztec și Incaș, situația a stat ceva mai complicat, pentru că erau niște societăți complexe care se găseau deja în mijlocul unor tensiuni politice. Ele au fost explodate de vizitatorii europeni care au adus boli care le-au omorât imediat liderii, ceea ce a declanșat o sumedenie de războaie civile. Rezultatul, în orice caz, până la urmă a fost același decimarea populației și subjugarea celor ce au mai rămas într-un fel care a decimat populația și mai tare. Estimările vis-a-vis -vis de câți oameni existau pe continentele americane înainte să vină Columb variază dramatic între 10 milioane și 110 milioane, pentru că e ceva extrem de greu de determinat. Punctul de mijloc, destul de larg acceptat, e că existau vreo 60 de milioane de localnici răsfirați între America de Nord și America de Sud. La momentul respectiv, asta însemna 10% din populația planetei. Până în 1600, din ei mai rămăseseră vreo 6 milioane. Au murit atât de mulți oameni într-o perioadă atât de scurtă, încât se pare că a scăzut un pic temperatura pe planetă. Asta pentru că pământurile cultivate de ei au fost preluate de o nouă vegetație care a subt o cantitate suficient de mare din dioxidul de carbon din atmosferă, încât să răcească planeta un pic. Aceasta fiind situația, spaniolii s-au trezit stăpâni peste niște pământuri unde nu mai existau suficient de multe mâini de înrobit și exploatat. Așa că, în acest scop, a început comerțul cu oameni din Africa aduși ca sclavi să muncească niște terenuri rămase libere în urma unui genocid. Ingeniozitatea europeană în acțiune! Doar în Mexic, de exemplu, între 1521 și 1650 au fost aduși 100.000 de africani în sclavie. La capitolul colonialism, anii 1500 au fost dominați de Spania și Portugalia. Politica colonialistă spaniolă în anii 1500 era de prăduire completă. Strategia era de extragere cât mai rapidă și cât mai brutală a cât mai multor metale prețioase. Tot secolul a fost dominat de mitul Eldorado, al unui oraș făcut din aur de prin interiorul continentului care trebuia doar găsit. Europenii numeau teritorii în funcție de bogățiile găsite acolo, astfel încât la gura lui Rio de la Plata, respectiv râul argintului în spaniolă, se găsea țara Argentina, un cuvânt care înseamnă de argint în italiană. În ciuda miturilor aurite, spaniolii au extras în proporție covârșitoare argint din Americile controlate de ei. Între 1492 și 1560, 100 de tone de aur au fost trimise înapoi la țara mamă, dar până în 1600 fusese rătrimise 25.000 de tone de argint, de 10 ori mai mult decât producția tuturor minelor europene combinate. În 1622 s-a scufundat o navă spaniolă care ea singură avea o încărcătură de metale prețioase și diamante, evaluată azi la 400 de milioane de dolari. Din asemenea transporturi s-au născut poveștile cu comori pierdute și aur aztec. Pe scurt, extrasul de bogății din tărâmuri îndepărtate printr-o combinație de genocid și sclavi era evident că funcționează foarte bine, așa că restul puterilor europene maritime voiau și ele să fie părtașe la aventura descoperirii. În prima sută de ani a colonialismului, Spania și Portugalia pun mâna pe America Centrală și de Sud. Începând cu anii 1600, în jocul teritoriilor care nu existaseră până atunci, intră și Anglia, Franța și Olanda și încep să colonizeze America de Nord, care rămăsese nepângărită. În mod surprinzător, în anii 1600, apele sunt dominate de Olanda, Strategia olandeză era de a înființa cât mai multe avamposturi de comerț prin lume unde plasau neerlandezi care să facă schimburi cu ce mărfuri aveau localnicii. Acest model e ce practicase Portugalia timp de un secol și olandezii vin și zic ok, rândul nostru și le preiau și locațiile cele mai ofertante. Olandezii își bifează și ei norma de terorizare și distrugere a populațiilor locale în Africa de Sud și mai ales în Indonezia, pentru că ele erau niște puncte strategice în comerțul lor global. Acest comerț și colonialism al anilor 1600 s-a întâmplat prin înființarea unor noi entități care ar putea fi numite primele corporații din lume. Dutch East India Company avea un statut privilegiat, avea monopol pe comerțul cu Asia, avea dreptul să execute oameni, să formeze colonii și avea propria armată. În Anglia, în același timp, se forma East India Company, care avea să capete o armată privată mai mare decât armata Angliei, pe care o foloseau pentru extrasul resurselor din Asia. India devine colonie britanică doar după 200 de ani de terorism practicat în zonă de această companie privată, pentru că în 1857 a existat o revoltă uriașă a indienilor. Rezultatul revoltei a fost că Imperiul Britanic și-a asumat apoi în mod oficial statutul de colonizator și statul a absorbit compania privată pentru comerțul cu sclavi africani, englezii aveau și Royal African Company. Nu sună frumos? Revenind la olandezi, compania Dutch East India valora în vârfurile ei, în echivalentul banilor contemporani, 7,9 trilioane de dolari. Asta înseamnă cât economiile Germaniei și Japoniei de azi combinate. Era de departe cea mai valoroasă companie privată care existase vreodată și toți participanții s-au îmbogățit dramatic. Din aceste bogății s-au construit orașele olandeze de azi, ca Amsterdam și Utrecht, motiv pentru care în decembrie anul trecut prim-ministrul olandez a și zis Vă amintiți de toată chestia aia cu colonialismul și exploatarea și traficul de sclavi ca să ne construim canale frumoase pe care să ne dăm cu barca? Scuze. Sincer, scuze. Acest moment din istoria olandeză poartă numele de Epoca de Aur, un moment în care cultura și casele drăguțe au înflorit și au produs artiști ca Rembrandt și Vermeer, E important de subliniat că această prosperitate nu era nici atunci, cum nu e nici acum, răspândită la nivelul întregii populații. Bogățiile erau adunate la vârf, așa că doar pentru 1% dintre oameni chiar a fost o epocă de aur, pentru restul doar accidental, dacă e să fie. Povestea colonialismului în ansamblul ei e despre niște elite care pe parcursul a sute de ani s-au îmbogățit din ce în ce mai tare. Aici se naște pentru prima dată o adevărată solidaritate internațională între oamenii deținători de capital, care descoperă că au interesul fundamental comun de a face și mai mulți bani și, deci, cu cât mai mulți bani aveau, cu atât mai multe aveau în comun. Majoritatea populațiilor au resimțit un impact pozitiv de pe urma acestor bogății, doar incidental și după multe lupte, dar despre asta mai multe mai târziu. Statul olandez beneficia și de o colonie în America de Sud, în țara numită azi Surinam, cunoscut atunci sub numele de Guiana olandeză. Ca să o dețină, ei au făcut schimb cu englezii și le-au dat noua Olandă din America de Nord cu al ei nou Amsterdam, care după 1664 se transformă în noul York, respectiv New York. Iată un motiv pentru care trebuie limitat numărul de detalii, astfel încât să nu ne pierdem în vertijul colonialist. În Surinam, olandezii au adus 300.000 de africani de peste ocean, transformați în sclavi și puși să muncească pe plantații de zahăr. Dar asta era mai degrabă o excepție. Olandezii erau specializați în traficul de mărfuri și oameni și mai puțin în investit timpul necesar pentru a înființa plantații. Pentru că avea o flotă considerabilă, statul olandez s-a oferit benevol să vândă sclavi coloniilor europene, indiferent de naționalitatea lor, marcând astfel o primă mare cooperare emoționantă între țările europene. Dacă Portugalia avea nevoie de sclavi în Brazilia sau Anglia în Bahamas, în schimbul unei sume modice, Olanda se ocupa. Începând de pe la mijlocul anilor 1600, sistemul de plantații și sclavie devine încet dar sigur cel mai ofertant domeniu de apt numitul Venture Capitalism, capitalismul aventurier. Pentru o foarte lungă perioadă de timp, nu a existat nicio afacere mai profitabilă decât cumpăratul de oameni care să muncească pe gratis pentru tine niște terenuri care până atunci nu existaseră ca să-ți producă luxuri din care să te îmbogățești. Aceste luxuri erau un principal zahăr, tutun, cafea și, în mod extrem de important, bumbac. Anii 1700 au fost dominați de comerțul cu zahăr, esențial și pentru că din melasele lui se făcea romul. Și cine oare nu voia rom? Un nobil englez, proprietar de plantație, și-a înștiințat la un moment dat frații nobili că dacă ai 100 de sclavi pe care îi folosești la extrasul de zahăr, în 19 ani o să-ți moară toți. Calculele lui păreau a fi corecte. Tot procesul de convertire a unei plante într-un zahăr folosibil era foarte lung și complicat și trebuia executat rapid, pentru că alt minter se strica sucul din trestia de zahăr. Această muncă nu presupunea doar o simplă plantare și apoi o culegere, ci și procesarea în sine a recoltei, în timp record și în moduri periculoase, așa că tot sistemul era mai degrabă similar cu o fabrică care funcționează contra cronometru. În 1740, în Jamaica, cea mai mare colonie britanică de produs zahăr, se găseau deja 100.000 de africani în sclavie. Între 1748 și 1788, în 40 de ani, 1200 de corăbii au mai adus peste 335.000 de africani. Și totuși, un recensământ din 1788 a înregistrat că mai erau vii pe insulă 226.432 de sclavi, bărbați, femei și copii. În doar 50 de ani, doar pe o singură insulă, în slujba producerii zahărului vândut în Europa, muriseră peste 200.000 de oameni. Ăsta era ritmul standard. Aceste locuri sunt cunoscute în istorie ca plantații, dar ele erau, în fapt, lagăre de muncă silnică care decimau pe bandă rulantă africani. Dacă popoarele africane ar fi căpătat vreodată suficientă putere politică încât să numească întâmplări din istorie, acest sistem s-ar fi numit sistemul de genocid, nu sistemul de plantație. Dar istoria civilizației vestice e scrisă cu profitul din plante, așa că rămâne sistemul de plantație, că asta e ce ne interesează aici din lumea nouă, cele mai fierbinți proprietăți imobiliare erau insulele pe care aterizase columb la început. Odată pentru că genocidul era deja gata făcut și nu mai exista o rezistență indigenă, și apoi pentru că insulele erau cele mai apropiate puncte de coastă africană de unde se răpea forța de muncă. Așa că cele mai profitabile plantații se găseau în, după numele de azi, insulele Bahamas, Haiti, Cuba, Republica Dominicană, Puerto Rico și celelalte multe insule grupate azi de obicei sub numele de Caraibe. În limbajul colonial, această regiune se numea West Indies, Indiile de vest, rămase numită așa după impresia inițială a lui Columb că a ajuns în largul Asiei. Să fie clar că sunt indiile din vest, nu indiile la clasice din est. Până în anii 1770, Haiti, de exemplu, devenită colonie franceză, producea 40% din tot zahărul circulat în economia transatlantică și 60% din toată cafeaua. Insula găzduia 800 de plantații de zahăr, 2000 de cafea și 700 de bumbac. În acest foarte impresionant lagăr de muncă, peste 330.000 de africani produceau un sfert din venitul anual al țării Franța. Cu ajutorul acestui venit s-au construit orașele Paris, Bordeaux, Nantes și Marsilia. Acest sistem începe să capete un mare avânt începând cu anii 1700 și el e ce pune baza industrializării Europei. Se formează așa-numitul Triangular Trade din Atlantic. Europenii plecau cu rom, textile și alte bunuri spre Africa, de unde cumpărau africani cu ele, pe care îi livrau în lagrele de muncă, de unde se întorceau cu recoltele plantaților. Din acest sistem, în anii 1700, se formează primii mari capitaliști ai Europei și primele mari bănci, pentru că în jurul acestor transporturi apar oportunități nesfârșite pentru asigurări și credite. Englezii își făceau credite după credite din care să cumpere și să vândă sclavi. Odată cu acumulările nemai văzute de averi, aceste entități încep să argumenteze din ce în ce mai violent pentru dreptul sfânt de a face ce cum vor ei cu banii lor fără să dea socoteală nimănui, niciunui monarh și niciunei biserici. În timp acest curent topește încet, dar sigur, puterea instituțiilor creștine și a instituțiilor politice în general, care se reorganizează astfel încât doar să asigure o neîntreruptă curgere a banului. Acest punct, în care politicienii sunt doar niște administratori cu minți ai unui flux de bani global, se numește azi neoliberalism. Este momentul acum să aruncăm un ochi peste discuțiile filozofice care se întâmplau în epocă în jurul acestui nou fior al liberalismului care implică o sumedenie de figuri europene venerate sub standardul iluminismului transformator de lume. Dar înainte de asta poate ar trebui discutat despre cum funcționa tot acest comerț cu sclavi. Deci poate nu e momentul acum să aruncăm un ochi peste discuțiile filozofice care se întâmplau în epocă în jurul acestui nou fior al liberalismului. Dar mai avem un pic. De asemenea, partea care urmează e destul de dură, să știți, și nu spun asta tocmai degeaba. Ideea de a răpi africani și de a-i folosi drept proprietate privată nu le-a venit a europenilor. Ei s-au inspirat direct din ce se întâmpla deja în lumea arabă de 700 de ani, Columb, în călătorile lui, a reușit în total să răpească vreo 5.000 de oameni, iar unii dintre ei au ajuns să fie vânduți în piețele arabe de sclavi. Africanii au început să fie traficați în lumea arabă începând cu anii 600, ceva ce a continuat vreo 1200 de ani. Din continentul african, în vest erau răpiți oameni pentru a fi transportați peste Atlantic în economiile europene, și în est ei deveneau obiecte de lux în lumile musulmane. Există câteva diferențe destul de mari între aceste două sisteme de sclavie. Prima este de magnitudine. Pe parcursul la 1200 de ani, lumea arabă a răpit vreo 9 milioane de oameni din Africa. Europenii, în 300 de ani, au transportat vreo 12 milioane de africani, dar în acest proces, de la un capăt la celălalt, din pricina condițiilor, mortalitatea era uriașă, așa că se estimează că în total cel puțin 24 de milioane de oameni au dispărut de pe continent din pricina piețelor de sclavi. Din acest motiv, în anul 1800, populația Africii era jumătate din ce ar fi trebuit să fie. Până la sfârșitul secolului XIX, un sfert din întreaga populație din vestul Africii fusese răpită și deportată în lagărele europene. Altă diferență e că două treimi din persoanele vândute în piețele arabe de sclavi erau femei. Ele erau, în primul rând, plasate în haremuri și exploatate sexual, și apoi forțate la munci domestice. Din acest motiv, sclavia africanelor și africanilor în lumea arabă nu s-a înrădăcinat niciodată ca un aspect esențial socioeconomic pentru bunăstarea statului. Cum nu era esențial, nu s-a dezvoltat niciun sistem disperat de a extrage cât mai multe persoane de introdus pe banda rulantă a producției economice. Drept consecință, nici nu s-a rigidizat o cultură menită să demonstreze la infinit inferioritatea ființelor umane africane. Rasismul arab, deși intens, era ceva mai nuanțat și pentru că unul dintre cei mai importanți apostoli ai profetului Mahomed era un african eliberat din sclavie. Pentru că erau dificil de obținut, sclavii africani erau și mult mai scumpi în lumea arabă, motiv pentru care erau considerați un lux relativ prețios. Asta totuși nu îi împiedica pe arab din a comite tot felul de atrocități și în termen de brutalitate e absurd și grețos să compari cine era mai mult sau mai puțin tandru în a răpi oameni și a-i transforma în proprietate privată. Procesul era incredibil de violent de ambele părți. Diferența majoră a fost că europenii au făcut varianta turbo, l-au industrializat și au făcut o întreagă mașinărie care funcționa pe bază de baterii africane, oameni din care se storcea toată energia până când mureau și erau înlocuiți, pentru că era mai ieftin să fie înlocuiți decât să fie ținuți în viață. În comerțul transatlantic, peste 70% dintre ei erau bărbați, pentru că se considera că sunt niște baterii care mor mai greu. Diferența majoră, deci, e că africanii au fost folosiți drept materie primă pentru industrializarea civilizației vestice și din acest motiv, profiturile de pe urma acestei sclavii au rămas ca niște forțe culturale care au continuat să dicteze forma civilizației vestice. Această industrializare vine cu logica de fabrică. Dacă oamenii sunt mărfuri, atunci există sisteme de optimizare a transportului de marfă care se bazează pe anumite calcule impersonale. Navele erau construite special pentru a înghesui cât mai mulți oameni posibil, acceptând că mulți dintre ei vor muri din pricina acestor condiții, pentru că în calculul final transportul rămânea profitabil. Marja era cam de 10-20%. Dacă din 500 de oameni supraviețuiau 400, asta era considerat un succes. Oamenii erau legați și transportați timp de două luni de zile în niște spații ca niște coșciuge în care stăteau întinși pe spate și nu aveau loc nici să se întoarcă de pe o parte pe alta. Mulți dintre ei, în aceste condiții, printre toate celelalte moduri în care mureau, se și sufocau pur și simplu. Fiind marfă, era o practică comună că atunci când existau probleme, cum ar fi o insuficiență a apei potabile, 100 de africani să fie aruncați în ocean drept pierdere contabilă. Ei adesea se aruncau în ocean și singuri dacă scăpau din lanțuri ca să scape de teroarea condițiilor de transport, în acest sistem se găsește pentru prima dată o exterminare sistematică industrializată a unor grupuri mari de oameni. Pentru prima dată se poate face genocid pe bandă rulantă, la scară largă, optimizat. Cuvântul genocid a fost inventat în 1944 de un polonez pentru a descrie exterminarea evreilor. El înseamnă distrugerea în masă a unui anumit gen specific de oameni. Nevoia de a avea un cuvânt pentru asta a devenit urgentă când asemenea exterminări au început să se întâmple în mod vizibil în inima Europei. Dar genociduri se întâmplau și înainte și ele erau cât se poate de intenționate în America și în Africa. În tot acest sistem de sclavie, un fapt deosebit de controversat este că africanii înșiși erau o parte esențială din facilitarea lui. Europenii foarte rar se aventurau în adâncurile continentului să răpească ei oameni, în principiu, pentru că atunci când încercau să facă asta, de obicei mureau de diverse boli. Speranța de viață a unui european pe continentul african era de un an, așa că ei colonizau doar coastele oceanului, unde construiau forturi și clădiri, în care africanii erau aduși și ținuți în condiții infernale, până când venea un vapor să-i ducă pe lumea cealaltă. Lumea Nouă, cum era ea numită. În Africa exista fenomenul de sclavie, dar el era mult mai complex decât definiția europeană a fenomenului. Sclavii nu erau un obiect personal, puteau să dețină la rândul lor pământ, să dețină funcții, să se căsătorească după propria dorință, și unii deveneau figuri politice importante. Aceste informații vin din descrierile europenilor mirați de cum anume sunt acești oameni sclavi, dacă parcă exercită mai multă autoritate decât stăpânii lor în diverse probleme administrative. Existau și diverse niveluri de sclavie în funcție de cum ajungea în poziția respectivă. Dacă erai prizonier de război sau un criminal, atunci drepturile îți erau reduse. Altminteri, copiii orfani și oamenii sărmani deveneau tehnic sclavi și totuși își păstrau statutul de om și erau parte din societate e posibil să nu fi existat o conștiință foarte clară a ce se întâmpla cu oamenii care erau luați pe vapoare și care dispăreau la orizont. În Africa nu exista nicio plantație europeană care să stea drept mărturie a tratamentului primit, deși s-a încercat și nu s-a reușit pentru că oamenii se tot revoltau. Unul dintre modurile principale locale de a transforma oamenii în sclavi era dacă ei deveneau prizonieri de război, așa că europenii făceau tot ce puteau ca să strânească cât mai multe conflicte locale. Deși am tot spus în acest clip africanii, în mod evident ei nu se vedeau pe ei înșiși drept africanii. Erau o sumedenie de culturi și etnii diferite care existau în diverse forme de coabitare pașnică sau nu. Ce făceau europenii era echivalentul a. Să zicem că în 1700, în Constanța, apar reprezentanții unui aparent impresionant imperiu african, care spun că ar vrea să cumpere 5000 de maghiari să-i ducă să muncească la ei în imperiu și că plătesc pentru asta în tot felul de lucruri interesante pe care le vrei, pentru că îți ridică statutul local. Dar tu spui nu, maghiarii sunt frații mei, știe toată lumea. Așa că ei zic, bine, atunci mă duc la maghiar și îi plătesc pe ei să-mi livreze 5.000 de români. Și dacă nu merge nici așa, vorbesc cu bulgarii și poate îmi livrează ei 5.000 de români și 5.000 de maghiari. Cineva, pe undeva, la un moment dat, începe să livreze oameni din dorința de a-și proteja propriul popor. Asta pornește un lanț în care presiunea și teroarea principală pe continent devine competiția pentru cine reușește să scape de sclavie și cine nu. Colonialismul din 1500 încolo pe asta s-a bazat, pe abilitatea de a diviza comunități locale și a le pune să lupte una cu cealaltă spre câștigul colonizatorului. În cartea lui din 1965, Kwame Nkrumah, primul prim-ministru al Ganei, numește asta chiar balcanizarea Africii, declanșarea unor conflicte între sectele deja existente. Conflictul în cauză aici era cine e răpit și trimis peste ocean și cine nu. Un conflict destul de mare, Europenii aveau tot felul de scheme de stimul pentru răpire, cum ar fi că poți să salvezi fratele sau sora din fortul cu sclavi unde așteaptă deportarea dacă răpești și aduci doi alți oameni în schimb. Schemă piramidală cu sclavi. Fenomenul era de o asemenea amploare încât imperii africane ca Dahomi și Asante au fost clădite în jurul abilității de a-și proteja proprii oameni, captura oameni și ofrea un schimbul armelor pe care le foloseau ca să nu fie ei capturați. Existau cu siguranță nenumărați africani care făceau asta și benevol pentru îmbogățire personală, de distracție, dar asta ca să satisfacă o rețea impusă de europeni care a făcut din sclavie un fenomen inevitabil pe continent. Depindea doar de care parte a lanțului vrei să te regăsești. Timp de secole, astea au fost condițiile politice în care au existat societățile africane. Situația s-a încheiat când europenii devin capabili să cucerească întregul continent și nu trebuie să se mai limiteze doar la porturi. După vreo 300 de ani de așa ceva, în 1884, marile puteri europene își împart Africa la o conferință în Berlin și, cu ajutorul noilor arme de foc automate, cuceresc cu ușurință tot continentul pe care îl dețin până în anii 1950. În toate aceste condiții, este într-adevăr de o adevărată mirare cum de n-au reușit țările din Africa să înflorească precum frumoasele grădini europene. Întrebarea asta dă mari bătăi de cap oamenilor de știință. Cel mai probabil chiar e, așa cum s-a suspectat timp de secole, doar vina africanilor, că n-au ei stofă de grădinar. În anii 1700, cel mai mare transportator și beneficiar de muncă în regim de sclavie era Anglia, devenită la un moment dat pe parcurs Marea Britanie. În 1647, un colonel englez care a finanțat o plantație pe insula Barbados raporta că în trei ani a transformat o investiție de 1000 de lire în 100.000 de lire. Ăsta era nivelul de profit din toată această afacere. Așa se acumulează un capital care caută noi direcții de investire. Procesul lung și complicat de a dezvolta motorul pe bază de aburi a fost finanțat de proprietari de plantații. Cu el se alimentează apoi Revoluția Industrială, care e lansată în mod vertiginos de o primă automatizare a procesării bumbacului, făcută de niște oameni care și-au făcut averile tot din sclavi. În epocă, mărturile erau nenumărate și pline de entuziasm vis-a-vis de ce efect transformator are capitalul din sclavie asupra societății britanice. Un economist cunoscut scria: Comerțul cu negrii și consecințele naturale rezultante pot fi just estimate ca fiind un fond inepuizabil de bogăție și putere navală pentru această națiune. Ele au fost principiul de bază și fundația pentru tot restul, arcul principal al mașinăriei care pune fiecare rotiță în mișcare. El încerca să explice că Imperiul Britanic e doar o suprastructură magnifică fondată pe acest comerț, așa că ar trebui făcut și mai mult, 200 de ani mai târziu, un Winston Churchill, într-un discurs ținut la un banchet, spunea așa Deținerea noastră a indilor de vest, precum și a Indiei, ne-au dat puterea, sprijinul, dar mai ales capitalul, de a izbăvi în marile lupte ale războaielor napoleonice, în competiția dură a comerțului din secolele 18 și 19, și ne-a permis nu numai să acumulăm varietatea de bunuri pe care le avem, dar și să așezăm fundațiile acelei conduceri comerciale și financiare care ne-a permis să ne clădim poziția noastră măreață în lume. Când au început discuțiile mai serioase despre oprirea comerțului cu sclavi, dar nu sclavia în sine, la sfârșitul anilor 1700, politicieni din Bristol, Liverpool și Birmingham au protestat că asta ar însemna distrugerea acestor orașe, că așa repede cum s-au clădit, așa repede s-ar prăbuși în lipsa industriei principale de traficat oameni. În acest punct, din Liverpool activau 60% din vapoarele naționale care comercializau sclavi și 40% din totalul european. În toate aceste orașe există statui în cinstea marilor antreprenori care au dezvoltat astfel economiile locale, iar statutul acestor statui e controversat din toate motivele pe care le tot indexăm aici. În 2018, cineva din guvernul Marii Britanii a considerat propice să publice acest tweet senin. Știați că în 1833, Marea Britanie a folosit 20 de milioane de lire sterline, 40% din bugetul național, ca să răscumpere libertatea tuturor sclavilor din imperiu? Suma de bani împrumutată pentru decretul de abolire a sclaviei a fost atât de mare încât s-a plătit la ea până în 2015, ceea ce înseamnă că cetățeni britanici în viață azi au contribuit la plata pentru a opri comerțul cu sclavi. 20 de milioane de lire sterline erau 5% din PIB în 1833, așa că echivalentul azi, ca efort de stat, ar fi suma de 100 de miliarde de lire sterline. Aceste plăți erau modul standard în care s-au întâmplat diversele emancipări din epocă. Ce este deosebit de important și deloc evident din asemenea Friday Fun Facts este unde s-au dus acești bani. Cu mintea de azi, când citești asemenea lucruri, ai fi tentat să crezi că despăgubirile au fost plătite victimelor și într-un fel ai avea dreptate, doar că victimele erau altcineva. Victimele erau proprietarii de sclavi care odată cu abolirea tocmai își pierduseră proprietăți importante. Ca să nu plângă prea tare și ca să-i împace, guvernul britanic a plătit echivalentul la 113 miliarde de euro stăpânilor de sclavi. Asta înseamnă că până în 2015, plătitorii de taxe britanici au continuat să-i despăgubească pe acești proprietari de ființe umane. În istorie a existat practica statelor de a renega anumite datorii considerate moșteniri imorale ale unor regimuri mai vechi, Marea Britanie n-a considerat că e cazul pentru că entitățile născute cu banii din sclavie au avut continuitate între atunci și acum. Numeroși cetățeni britanici sunt descendenții sclavilor exploatați în Caraibe, așa că pentru ei e în mod particular un Friday Super Fun Fact să afle că ei din banii lor au tot plătit despăgubiri oamenilor care le-au deținut familiile. Ziceți voi că nu e fun fact! Magnitudinea acestei plăți, fără paralel în istorie până la criza economică din 2008, demonstrează și cât de esențial erau acești sclavi pentru economia britanică. Ea arată valoarea estimată de piață a acestor proprietăți numiți oameni. Proprietarii s-au și îngrămădit să-și primească daunele, astfel încât în 1834 s-a produs un registru cât se poate de cuprinzător al indivizilor care profitau de pe urma sclaviei. Familiile a doi priminiștii britanici erau în acest registru, unul din secolul XIX, William Gladstone, și unul de ieri, David Cameron. În schimbul acei 2500 de sclavi deținuți de familia lui Gladstone s-au plătit echivalentul la 80 de milioane de lire sterline. Familia lui David Cameron, pentru cei 202 africani proprietate private din Jamaica, au primit doar 3 milioane de lire. Printre cele 47.000 de, de entități care au cerut despăgubiri erau preoți, politicieni și bănci. Majoritatea acestui capital a fost reinvestit în societatea britanică și în industrializarea ei, în căi ferate, bănci și fabrici. Acest tweet oricum reușește să fie greșit într-o multitudine de feluri diferite. Interzicerea comerțului cu sclavi s-a întâmplat în 1807 și acest comerț era considerat, în mod curios, o problemă complet diferită de cea a deținerii de sclavi. Când sclavii au fost eliberați în 1833, au trebuit să mai aștepte de fapt patru ani, pentru că se considera că nu sunt pregătiți să treacă de la statutul de proprietate privată la cel de ființă umană și că trebuie antrenați pentru asta prin încă patru ani de muncă obligatorie neplătită numită ucenicie. Ca să nu fie un șoc prea mare pentru ei, să aibă timp să se obișnuiască cu gândul libertății, că toată lumea era de acord că dacă li s-ar fi dat așa pur și simplu, n-ar fi știut ce să facă cu ea, i-ar fi luat panica. S-ar fi pierdut cu firea. Cred că poate acum a venit momentul să vedem ce ziceau oamenii învățați ai vremurilor despre toate aceste lucruri. John Locke este considerat părintele liberalismului, un mare teoretician al proprietății private și un puternic avocat al democrației. El era un filozof politic intens citit în timp ce încă era în viață, și scrierile lui au funcționat ca un fel de Biblia libertății pe care o consultai când erai confuz. În consecință, merită investigat un pic mai pe larg. Locke a avut mai ales o influență majoră în modul în care s-a dezvoltat America. Politicieni englezi din noile colonii de peste ocean îi scriau și îl rugau să-i ajute. Domnul Locke, spuneți-ne ce să facem, cum să ne facem sistemul legal. În mod foarte controversat, în 1669, Locke a participat la scrierea Constituției statului Carolina și ea spunea fiecare om liber din Carolina, de orice opinie sau religie, va avea putere și autoritate absolută asupra sclavilor săi negri. Putere absolută, în termeni legali, însemna că acei oameni erau considerați proprietate privată și puteau fi omorâți sau nu după bunul plac. Alt aspect problematic era că Locke a fost timp de 3 ani acționar la Royal African Company, a cărei menire era comerțul cu africani. Din aceste două puncte, o parte din lumea academică îl consideră un mare promotor al sclaviei transatlantice. Dar, când a făcut aceste lucruri, Locke era funcționar în interiorul unei monarhii pe care avea să o conteste intens 20 de ani mai târziu, când și-a publicat tratatele. Participarea lui la Constituția respectivă e posibil să fi fost doar în calitate de notar care validează legal un document. Acțiuni pare să fi avut pentru că guvernul, la un moment dat, în lipsă de lichidități, își plătea funcționarii astfel. Nu astea sunt punctele cele mai problematice ale lui Locke, ci lucrurile pe care le-a scris și semnat cu numele lui. El nu a scris niciodată explicit că această sclavie africană e un lucru bun, ceva dezirabil, dar nu a scris nici că nu e. El a reușit să danseze în jurul acestei probleme într-un mod care își găsește până la urmă ecoul în frazarea legală prin care e abolită sclavia în America în 1865, după războiul civil. Pe scurt, în scopul non-amețirii, Locke spunea că sclavia e perfect ok dacă ea apare în urma unui război just. Cel mai just război e lupta civilizației împotriva sălbăticiei, așa că cei capturați în asemenea conflicte își pierd dreptul la viață și libertăți și atunci sclavia e opțiunea miloasă pe lângă moarte. În aceste condiții, cei victorioși dobândesc putere absolută asupra captivilor. Sclavi puteau să devină și oamenii care comitau infracțiuni împotriva societății pentru că, din nou, amenințau civilizația. Când sclavia e abolită în 1865 în America, în Constituție se adaugă amendamentul numărul 13, singurul loc în care apare acest cuvânt în Constituția Americii. Nici sclavia, nici servitudinea involuntară, cu excepția formei de pedeapsă pentru o infracțiune de care o persoană a fost condamnată în mod legal, nu vor exista în Statele Unite ale Americii sau în orice alt loc de sub jurisdicția ei. Jumătate dintre cuvinte sunt dedicate excepției. Prin această excepție, munca silnică rămâne un fenomen cât se poate de prezent în America. Ca să transformi pe cineva în sclav, trebuia doar să-l condamni de o crimă. Și cum africanii erau criminali prin simpla existență, se dezvoltă încet dar sigur complexul industrial de închisori, care este și astăzi unul dintre multele capitole la care America este numărul 1. Pentru mai multe detalii despre acest subiect, documentarul Sartinț e foarte bun. Revenind la loc, trebuie repetat că cel mai just război era cel împotriva oricăror combatanți care se opuneau procesului civilizator european. În tratatele lui, el îi numește la nesfârșit pe indigenii din America drept bestii sălbatice, bestii prădătoare, bestii flămânde periculoase și, în general, animale cu care omul nu are cum să conviețuiască, drept urmare pot fi distruse precum lei sau tigrii. Așa numita specie umană neagră, Locke spunea că a apărut când femeile africane au început să facă sex cu maimuțe. Obiecțiile pe care le avea Locke vis-a-vis -vis de sclavie aveau legătură cu înfăptuirea unei oligarhii. Dacă puțin oameni dețineau prea mulți sclavi, atunci se destabiliza conceptul de libertate la care el ținea foarte tare. Așa că, dacă se poate zice că Locke nu a încurajat niciodată explicit instituția sclaviei de plantație, nu există nicio îndoială vis-a-vis -vis de contribuția lui la ierarhia rasială care se instalează din ce în ce mai științific în Iluminism. Miezul rasial al mișcării iluministe e rezumat cel mai bine de Carl Linnaeus, un foarte mare biolog suedez, care are și o universitate suedeză numită după el. În 1758, el scria că. Pur științific vorbind, situația cu speciile umane stă așa. Europeus albus, ingenios, alb, sanguin, vioi, guvernat de lege. Americanus rubescus, fericit cu situația lui, iubitor de libertate, bronzat și irascibil, guvernat de obiceiuri. Asiaticus luridus, galben, melancolic, guvernat de opinie. Afer niger, șiret, leneș, neglijent, negru, guvernat de voința arbitrară a stăpânului. Aceasta fiind situația, se considera larg acceptat că e imposibil să-i civilizezi pe acești africani și reți, dar, dacă te simți binevoitor și vrei să încerci, singura variantă prin care ar putea avea vreo șansă e dacă îi faci sclavi. Asta era o chestiune de educație. Să știi că lucrurile stau așa însemna că ești învățat. Dacă plângeai după africani, era pur și simplu pentru că nu ai o educație și nu știi că ei pentru sclavie sunt făcuți. Mai aveai de studiat. Discuția despre libertate și multele ei forme explodează în anii 1700. În clipul precedent am vorbit despre cum anumite noțiuni vis, -vis de ce înseamnă ea apar ca o urmare a interacțiunii cu indigenii americani. Chiar și Linneos, în această listă lui din 1758, îi definește ca iubitori de libertate. Mai exact, niște iubitori de libertate bronzați și irascibili. Irascibilitatea pe semne că venea de la faptul că tot erau uciși, ceva ce ar enerva pe oricine. În acest secol se nasc două discuții paralele despre ce înseamnă libertatea. Prima, venită pe filieră indigenă și reformulată apoi de Rousseau, se transformă până la urmă în idei care ajung să fie numite socialiste de egalitate, fraternitate și conviețuire plăcută la nivelul întregii societăți. Cealaltă e libertatea capitalului, libertatea aristocrației și a corporațiilor de a fi cât mai puțin îngrădite de vreun guvern și, în mod esențial, de a-și trata angajații și sclavii după cum vor. Această a doua libertate ajunge să definească capitalismul, și noțiunile din spatele ei sunt reîmpachetate azi sub titulatura de neoliberalism. În mod simbolic, putem să zicem că avem aici Revoluția franceză versus Revoluția americană, așa că să le urmărim pe rând. Revoluția americană înseamnă războiul lor de independență, pornit în 1775, când oamenii înstăriți din America se revoltă împotriva dependenței de Anglia și refuză să mai plătească taxe și tributuri unui imperiu în care ei nu aveau nicio participare politică. John Adams, unul dintre părinții fondatori, formulase chiar sloganul Nu o să fim negri lor! Ceva formidabil! În scopul acestei revoluții, în prima fază, libertatea e definită așa – Dreptul la autoguvernare politică nu să-ți spune cineva de peste ocean cum să-ți organizezi o grada. În 1764, Benjamin Franklin, omul bancnotă, a mers în Londra să încerce să argumenteze în favoarea libertății Americii. Drept răspuns, a primit diverse ridiculizări. Voi, americanii, faceți mare zarvă despre orice mică încălcare imaginară a ceea ce voi considerați libertățile voastre. Și totuși, nu există niciun popor pe pământ care să fie asemenea dușmani ai libertății, asemenea tirani absoluți, precum voi sau din partea unui filozof scoțian iluminat care le-o dă din poanie, se prilejuiește un spectacol curios de observat, cum aceiași oameni care vorbesc elevat despre libertatea politică și care consideră privilegiul de a-și impune propriile taxe drept unul dintre drepturile inalienabile ale omenirii, nu au niciun scrupul în a reduce o mare proporție din semenii lor la niște circumstanțe în care nu numai că sunt lipsiți de proprietate, dar și, de asemenea, de aproape orice specie de drepturi. Soarta poate nu a mai produs niciodată o situație mai calculată de ridiculizată o ipoteză liberală sau de a arăta cât de puțin e comportamentul oamenilor, la bază, dictat de orice principii filozofice. Sau, cel mai scurt și la obiect, cum se face că auzim cele mai sonore scâncete după libertate de la mânătorii de negri? Această ultimă întrebare reușește în mod spectaculos să fie insultătoare pe mai multe în același timp. Englezii îi ridiculizau pe americani, mai ales pentru că dețineau atât de mulți sclavi chiar în interiorul societăților, și asta nu se face. Toată lumea știe că un om cu adevărat civilizat și liber își ține sclavii africani în afara țării, nu la vedere, să dai peste ei când te duci la baie. Americanii răspundeau în schimb: Cum ne dați voi lecții despre sclavie când voi sunteți cei mai mari traficanți de sclavi? Și, într-adevăr, în acest punct, Anglia livra coloniilor africani chiar și cu forța, și când ele protestau că nu mai au nevoie, ca o mamă grijulie care îți tot pune sclavi în farfurie când tu nu mai poți. Ei bine, aceste două societăți civilizate astfel s-au tot certat vreo 10 ani până când a izbucnit războiul. Replica finală e dată în primul draft al declarației de independență, în care Thomas Jefferson scrie că America trebuie să fie liberă de regele tiran al Angliei, care face trafic de oameni și îi vinde în piețe, ceva absolut scandalos pentru președintele american proprietar de sclavi. În liberalismul englez, a nu avea sclavi în interiorul țării chiar era un punct esențial, care e justificat în tot felul de moduri sub titlul de inutilitatea de a avea sclavi printre noi. Concluzia generală era, în orice caz, că aerul european e mult prea pur ca să tolereze prezența sclaviei pe solul său. Dar dincolo de aceste aere, teoreticienii sclaviei intuiau că există un pericol la avea o populație mare explicit înrobită în mijlocul unor discursuri publice care promovează libertatea din ce în ce mai vehement. Și într-adevăr, războiul civil american, 100 de ani mai târziu, tocmai de la asta pornește, de la tensiunile imposibil de împăcat dintre proprietarii de sclavi din sud și nordul teoretic emancipat. Problema principală era coerența legală a națiunii, nu moralitatea de a deține sau nu oameni. Nu se mai putea ca într-o parte a națiunii oamenii să poată fi legal obiecte de uz propriu și în cealaltă nu și să se numească în continuare aceeași țară. Important e că Revoluția Americană din 1775 e înfăptuită de o elită locală și milițiile lor cu scopul de a avea o și mai mare autonomie asupra propriului capital. Această mare reușită patriotică avea să fie preluată în 2009 de o grupare radicală din Partidul Republican American, numită Tea Party, care până la urmă devine întregul Partid Republican și culminează în Trump. Scopul lor era, la fel, promovarea autonomiei capitalului sub steagul patriotismului, amintind că așa s-a format America. Și, într-adevăr, așa s-a format. Revoluția franceză, în schimb, a pornit dintr-un liberalism european familiar și apoi a exagerat. Toată lumea a fost de acord post-factum că i-a luat valul și s-a exagerat cu libertatea. În 1763, Franța tocmai se găsea pierzătoare într-un război mare european care a durat șapte ani, numit Războiul de șapte ani. Pierzătoare fiind, Franța a fost deposedată de majoritatea coloniilor deținute, ceea ce a dat un extra avânt francezilor să înceapă să critique cu un ochi mai limpede tot acest colonialism din jur. Pe primele locuri în doctrina liberală stăteau importanța de a elimina despotismul în toate formele lui, să nu mai existe putere absolută în mâna vreunui monarh atins de Dumnezeu și, în general, asemenea puteri să nu se mai transmită ereditar, prin sânge, ci să fie alese printr-un forum legislativ. Toți liberalii erau de acord cu aceste puncte, doar că anumiți francezi încep să spună că acest colonialism seamănă cam tare cu regimurile de care chipurile încercam să scăpăm. În locul nobilității regale, punem acum nobilitatea culorii pielii. Puterea absolută a regelui devine puterea absolută a proprietarului de sclavi, a celui care colonizează. Nu e cam ciudat? Plus că, ce fel de liberalism e dacă oamenii care pot participa la el depind de niște calități ereditare, respectiv dacă s-au născut albi sau negri. Anumiți francezi interpretau acea primă propoziție din declarația de independență nu că toți cei care dețin proprietăți au drepturi egale, ci că toți oamenii, în general, indiferent de nuanță și proprietăți. Acest curent de opinii, în epocă, nu se mai numea liberalism, ci radicalism, pentru că oamenii care îl propovăduiau erau considerați fanatici nerezonabili. Unul dintre ei spunea Nu o să pervertesc această adunare, sau pe mine însumi, prin a căuta să dovedesc că negrii au un drept la libertate. Voi ați decis această chestiune când ați declarat că toți oamenii sunt născuți și rămân egali și liberi și nu de această parte a Atlanticului vor îndrăzni sofisme corupte să insiste că negrii nu sunt oameni. Rousseau, despre care am tot vorbit în clipul precedent, își imagina o societate pe care fiecare individ să o poată numi acasă, în care fiecare individ e un cetățean cu drepturi egale și nimeni nu se simte străin în propria țară asta în mod dramatic includea și oamenii săraci și țăranii care nu aveau nici urmă de proprietăți, ceva radical, pentru că din nou, în toate discuțiile liberale de până atunci era mai mereu vorba despre drepturile oamenilor în sensul de oamenii care erau albi și care erau bărbați și care aveau proprietăți. Cum adică să aibă drepturi toți oamenii? Chiar și femeile, dar femeile africane și ele să aibă drepturi? Dar, într-adevăr, aceste poziții până să înceapă Revoluția în 1789 erau mai degrabă marginale. Curentul central era definit mai degrabă de un Montesquieu, care era aliniat cu frații englezi. Montesquieu era de părere că sclavia se întâmplă din pricina faptului că unii oameni din anumite zone climatice sunt lași, și asta e ce îi transformă în sclavi, și că în Europa e frig, și astfel oamenii sunt curajoși. Această temă a climei care dictează un grad de servitudine în natura umană era un argument foarte popular la momentul respectiv pentru validarea distrugerii a milioane de oameni. Marele mare filozof Immanuel Kant a popularizat-o și el intens, plus o recomandare despre cum să bați africanul cel mai bine ca să nu mai fie lene și să facă ce vrei tu. El zicea că cel mai bine folosești un băț de bambus despicat în loc de un bici, astfel încât negrul să sufere o mare cantitate de durere. Din cauza pieligroase a negrului, el nu ar suferi o agonie suficientă de la un bici, dar fără să moară. Din astfel de motive există noțiunea că filozofii iluminiști erau rasiști, respectiv din motivele că foarte mulți dintre ei chiar erau. Ei compuneau în timp real o cultură care reitera la nesfârșit cum toți oamenii care nu sunt europeni sunt niște ființe inferioare care merită dominate și subjugate prin puterea civilizatoare a colonialismului. Acest rasism fundamental rămâne azi una dintre moștenirile foarte reale ale iluminismului. El valida exploatarea economică brutală a popoarelor din restul lumii, în timp ce justifica că ăsta e cel mai bun lucru care ar fi putut să li se întâmple, să fie brutalizați și furați de Europa, pentru că astfel erau civilizați, pentru că măcar erau băgați în seamă, erau pe hartă. Să ține minte, dacă un copac există undeva într-un tărâm îndepărtat și el nu e exploatat economic de Europa, el oare chiar există? În Franța, Montesquieu era pentru ameliorarea sclaviei prin introducerea unor legi care să o reglementeze împotriva unor abuzuri. Asta devine poziția moderată liberală. Da, sclavia are niște probleme, dar ele se pot rezolva dacă o reglementăm un pic mai bine. Într-un fel, asta s-a și întâmplat până la urmă. Sclavia e abolită în nume și înlocuită de un tip de muncă industrială în care legal nu avea nimeni dreptul să te ucidă cu mâna lui, dar nici nu avea nevoie să facă asta, pentru că murai și singur de la regimul de muncă din fabrică oricum. Ce se întâmplă în Revoluția franceză e că de unde la început toți îl citau pe Montesquieu cel moderat, până la sfârșit, 10 ani mai târziu, toți erau cu Rousseau în dinți, Drepturi pentru toată lumea, fără excepție, sărmanii, țăranii, femeile, toți să fie cetățeni cu drepturi de pline care participă la guvernarea țării. Pentru restul comunității liberale, această evoluție a lucrurilor a fost rușinoasă, un adevărat dezastru. Atmosfera din jur era de un chicotit condescendent vis-a-vis -vis de acest radicalism absurd. Ideile astea radicale nu au supraviețuit prea mult timp totuși. În 1793, Franța Revoluționară abolește sclavia din coloniile ei, dar în cei 10 ani de instabilitate și lupte armate pornite din 1789, un anume general înregistrează victorii spectaculoase după victorii spectaculoase, el pe numele lui fiind Napoleon. O lovitură de stat și jumătate mai târziu, când Napoleon devine despot conducător suprem împărat, în 1802 el reinstaurează sclavia în colonii și e înconjurat de intelectuali plini numai de lucruri bune de spus despre sclavie. Unul dintre ei, cel care l-a adus la putere pe Napoleon de fapt, Emmanuel Joseph Seyes, Contempla deja cum s-ar putea produce o specie de oameni fundamental servilă care să poată fi folosită de apururi pentru munci grele. Seyes își imagina de asemenea o revoluție blândă cu scopul de a produce o clasă sau rasă de muncitori cât mai docilă posibil. Ca Jeremy Bentham, liberalul francez concepea o utopie sau distopie eugenistă. El își imagina o încrucișare între maimuțe și negri pentru crearea unor ființe domesticite adaptate la munca servilă noua rasă de maimuțe antropomorfice. În acest mod, albii, care rămâneau la vârful ierarhiei sociale ca directori ai producției, se puteau lipsi de negri ca instrumente auxiliare ale producției sau sclavi propriu propriuziși, înlocuindu-i cu maimuțele antropomorfice. Poate sună ciudat, dar se ies asigura pe toată lumea că s-a gândit mult la asta și e cea mai bună variantă. Oricât de neobișnuită, oricât de imorală ar putea părea această idee la prima vedere, am reflectat îndelungă asupra ei și nu pot găsi niciun alt mod într-o mare națiune și în mod special în țări care sunt foarte calde sau foarte reci de a împăca directorii producției cu instrumentele simple de lucru. Dincolo de nuanțe și culori, se ies defina majoritatea oamenilor, respectiv toți oamenii săraci, drept mașini de lucru, instrumente de muncă, instrumente umane de producție sau, mai concis, unelte bipede. E important de reținut că cele mai sonore și frumoase sloganuri radicale ale Revoluției franceze au rămas doar asta. Sloganuri care și așteptau o înfăptuire care nu a mai venit. Haosul Revoluției franceze rămâne în discuțiile liberale un argument concret pentru de ce, în mod clar, nu ar trebui să aibă toată lumea drepturi. Un moment de nechipzuință politică, peste care trebuie să trecem. Și s-a și trecut. Există două aspecte importante la motivul pentru care SES căuta soluții eugeniste pentru viitor. Primul este că în secolul XVIII a existat o a treia revoluție extrem de importantă, despre care nu se vorbește pe nicăieri niciodată. În 1791, cei peste 500.000 de africani adunați și aruncați pe insula Haiti se revoltă, încep să lupte și pe parcursul a 13 ani își câștigă propria libertate și independență ca țară. Este o revoluție unică în istorie, o abolire imediată și reală a sclaviei prin Revoluția Sclavilor în acești 13 ani, ei sunt atacați de Anglia, Spania și Franța, uneori în același timp, și reușesc să respingă zeci de mii de soldați. Haiti era cea mai profitabilă colonie franceză din Caraibe și una dintre cele mai profitabile din lume, așa că ideea ca ea să dispară era inacceptabilă. Ăsta era limbajul în care se discuta. Libertatea africanilor pe insulă însemna dispariția ei din lume. Constituția haitiană scrisă în urma Revoluției e singura din lume care definește victimele sclaviei drept sclavii și nu proprietarii de sclavi. Dincolo de provocarea economică, mai exista și problema faptului că o Revoluție africană dădea peste cap toată acea știință europeană. Parcă africanii erau o specie umană leneșă care așteaptă să-i se spună ce să facă. Cum ar putea ei să se revolte și să-și câștige autodeterminarea? Această revoluție nediscutată azi, la timpul ei, a inspirat teroare prin toate filoanele lumii libere. Coșmarul se întâmplase. Mii de oameni albi fuseseră executați de proprietățile lor animate peste noapte. Mari stăpâni de oameni intră în panică vizavi de posibilitatea ca sclavilor să afle de această revoltă și să se simtă încurajați. În America, în mod special, panica se intensifică, pentru că africanii erau parte din societate, pericolul era acolo mereu, chiar peste drum. Și din acest motiv, America dezvoltă una dintre cele mai brutale și dezumanizante forme de sclavie susținută din lume. Se instalează strategii concrete de a distruge cât mai sistematic spiritul acestor oameni, astfel încât să nu mai știe nici ei că sunt oameni și că au vreo șansă sau vreun drept la libertate. Și totuși, Revoluția din Haiti reușește să aibă un impact global uriaș. Câțiva ani mai târziu, Simon Bolivar începe să ducă lupte de independență în America de Sud ca să scape de conducerea spaniolă și în acest scop vizitează Haiti, să ceară ajutor. Președintele de la momentul respectiv spune că îi oferă mii de soldați sub condiția ca în toate teritoriile ocupate de el, Bolivar să elibereze sclavii. Ceea ce a și făcut, chiar dacă nu s-a întâmplat instant. În urma acestor războaie de independență duse de el, apar statele Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru și Bolivia. În aceste locuri, Bolivar impune o constituție în care toate culorile umane sunt egale în fața legii și trebuie să beneficieze de aceleași oportunități. El argumentează că doar prin îmbrățișarea acestei diversități de etnii, poate America de Sud să-și păstreze independența și să se autoguverneze cu succes. La sfârșitul anilor 1700 apar deja în America, Anglia și Franța grupări, un fel de ONG-uri care militează pentru abolirea sclaviei. Revoluția din Haiti le oferă și mai multe argumente și contribuie decisiv la crearea unei presiuni publice care susține din ce în ce mai sonor imoralitatea acestui sistem. Abolirea legală a sclaviei din colonii se întâmplă până la urmă în combinația dintre aceste presiuni și revolte violente constante ale oamenilor subjugați. Ficțiunea omului african ca 35 de om e fisurată aici, dar răspunsul la această fisură în cultura europeană, la fel ca în lagărele americane, e de a o reitera și mai intens și mai violent, într-un fel care până la urmă devine noțiunea și practica de eugenism. Dar înainte de asta. Am zis că există două motive pentru care la începutul anilor 1800 se căutau soluții eugeniste pentru o nouă clasă docilă de muncitori. Primul era că ficțiunea inferiorității africanului sufera niște provocări concrete, ca Revoluția haitiană, și atunci pericolul revoltei devenise ceva mai real și, așa cum s-a demonstrat, ceva înfăptuibil. Revolte au existat mereu. Pe unul din 10 transporturi peste Atlantic africanii se răsculau și pe plantații au existat mereu fugi și lupte, dar ele erau băgate sub preș pentru că stricau percepția de om ca obiect nesuflețit. Nimeni nu trebuia să afle despre ele. Pentru revoluția din Haiti, însă, nu exista un preș suficient de mare. Al doilea motiv era că tot acest surplus de materiale din lagărele noii lumi transforma natura muncii din interiorul societăților europene. Adevăratul boom economic al Angliei în Revoluția Industrială a venit din industria bumbacului. Fabrica în sine și modelul ei de muncă au fost inventate de industria bumbacului, care mută milioane de oameni din mediul rural și le plasează în niște condiții vecine cu sclavia. În 1770, industria bumbacului reprezenta 2,6% din economia Imperiului Britanic. 60 de ani mai târziu, în 1831, era 22,4%. Prin comparație, fierul reprezenta 6,7% din economie, cărbunele 7% și industria lânii 14,1%. Până în 1830, unul din șase muncitori din Anglia lucra în industria bumbacului. Și totuși, bumbacul nu crește în Anglia. Pe parcursul a 150 de ani, British East India Company lucrase cu îndrăgire spre a captura comerțul cu textilele mult indiene, care erau cele mai bune din lume de departe. Ăsta era motivul pentru prezența atât de intensă a Imperiului Britanic în zonă, pentru că bumbacul era extrem de prețios și cu atât mai mult modul avansat în care îl prelucrau și stilizau indienii. În faza lui tradițională, înainte de 1770, acest comerț funcționa în niște parametri în care muncitorii indieni aveau un cuvânt important de spus în când, cum și cât produc. În acest sistem tradițional, un țesător reținea în jur de 30% din valoarea unui material, în timp însă, prin puterea militară a armatei private, British East India Company reușește să reorganizeze subcontinentul, astfel încât muncitorii nu mai pot să vândă cui vor ei, sunt forțați să primească plata în bumbac, respectiv în materialul brut pe care apoi să-l proceseze, și sunt supravegheați și disciplinați intens de angajații companiei. Drept urmare, până la sfârșitul anilor 1700, țesătorii mai rămâneau cu doar 6% din valoarea muncilor și dacă protestau, erau bătuți. Textilele indiene erau foarte importante pentru că ele erau acceptate drept plată pentru sclavi pe coasta Africii. Jumătate din Revoluția Industrială a fost acest globalism, modul în care englezii extrageau cu forța textile din India cu care cumpărau oameni din Africa pe care îi transformau în sclavi în Caraibe care munceau să producă zahărul european. Din acest triunghi se formează capitalul necesar pentru a investi mult timp și bani în optimizarea acestor procese. Până pe la sfârșitul anilor 1700, plantațiile de bumbac nu erau cele mai profitabile, pentru că procesul manual de a separa materialul folosibil de semințele din el era lung și dificil. Dar în 1793, un american inventează o mașinărie care face asta automat, ceea ce reduce enorm timpul de procesare a unei recolte de bumbac. Așa că această invenție, plus altele din Anglia care optimizau țesutul și torsul, lansează un întreg nou val uriaș de sclavie. Jumătate din toți africanii vânduți în Americi până în 1888 au ajuns acolo după 1780. Industrializarea, de fapt, pune paie pe focul colonialismului. Ritmul i-a accelerat și mai tare, pentru că acum se putea procesa și mai mult material, așa că era nevoie de și mai mulți sclavi, de și mai multe terenuri din care trebuie alungați indigenii pentru plantarea aurului alb, așa cum tot era el numit. Până în anul 1800, Statele Unite ale Americii erau irelevante economic în lume. America devine o mare putere economică doar prin exproprierea indigenilor, omorârea lor, adus africani drept sclavi pe terenurile respective și plantat bumbac pe care îl vindeau în Europa sau îl procesau în propriile fabrici din nordul industrializat. Bumbacul e de asemenea o cultură care distruge inevitabil solul după un anumit număr de recolte, așa că era mereu nevoie de terenuri noi pentru plantații. De aici și atât de mult avânt în expansiunea americană spre sud și spre vest, pentru că soluri noi erau direct convertibile în foarte mult capital. În prima colonie, în statul Virginia, după ce tot terenul arabil a fost epuizat de culturile de bumbac, activitatea principală a devenit reproducerea forțată a africanilor și vândutul lor în statele noi în care terenurile erau încă viabile. În mod halucinant, Ăsta era modelul economic. Un stat care își epuiza terenul cultivabil se transforma în stat cultivator de sclavi, care exporta mână de lucru pentru teritoriile în care erau masacrate popoarele indigene. În 1764, în Anglia se prelucrau 1750 de tone de bumbac pe an. În 1858, America exporta cantitatea asta în medie într-o singură zi. Marea majoritate a bumbacului prelucrat în Revoluția Industrială Engleză venea din munca sclavilor de pe plantațiile americane. America creștea bumbacul și Marea Britanie îl procesa. Ăsta este felul în care America și Anglia s-au dezvoltat economic în tandem. Până în 1850, în mijlocul poveștii Revoluției Industriale, se regăsea bumbacul, iar în mijlocul bumbacului se regăsea sclavia. Istoria Revoluției Industriale e scrisă ca și cum niște englezi au fost loviți peste noapte de geniu și au inventat roți din ce în ce mai automate pentru că erau foarte raționali și pentru că iluminismul e foarte tare. Dar ce învârteau roțile astea? Și de unde venea tot materialul ăla? Jumătate din poveste lipsește. Scurtăm pentru că avem un prezent la care trebuie să ajungem, dar există această carte foarte bună care urmărește cu maximă diligență traseul bumbacului pe parcursul a sute de ani. Ideea e că o foarte mare parte din clasa proletară despre care avea să tot scrie Marx se naște pentru a procesa munca sclavilor, acești prim muncitori a căror nuanță îi face invizibili în istorie. Înainte să existe distrugerea europenilor în fabrici, a existat mereu distrugerea africanilor pe plantații. Spectrul comunismului și al socialismului apare când regimul de muncă al sclavilor e importat în fabricile europene și europenii încep să moară pe capete de la acest regim de muncit 12-18 ore pe zi, 6 zile pe săptămână. Așa cum colonialismul a fost susținut cultural de teorii infinite despre ierarhia raselor umane, astfel încât să se poată justifica rațional iluminist genociduri, acum se naște nevoia de a justifica distrugerea propriilor europeni, de nuanță regulamentară începând cu anii 1800, se teoretizează din ce în ce mai intens o ierarhie, de data asta, economică. Omul sărac devine cel subuman și în vârf e pus omul bogat. Așa ajungem la definirea albilor săraci muncitori în fabrici drept unelte bipede. Sărăcia devine și ea o specie de om, o rasă. Creștinismul aici, ca și în toate celelalte locuri, e folosit pentru a pune sigiliul divin pe această realitate. Oamenii ăștia erau săraci pentru că erau păcătoși, Mizeria în care trăiau era pedeapsă de la Dumnezeu pentru că nu sunt oameni buni, spre deosebire de cei bogați. Muncitul 9-6 de ore pe săptămână în condiții primejdioase, n-avea nicio legătură cu nimic. Nu am vorbit prea mult despre creștinism în toată această poveste, pentru că el era folosit mai mereu într-un mod facil. Deși a tot prezent, mișcările politice liberale aristocrate erau mereu ștampilate cu voia Domnului, pentru că toți acești indivizi erau mari creștini religioși, preoți ai capitalismului. După cum a dat tonul Columb la început, așa s-a și continuat, în numele Sfintei Trim, să continuăm să adunăm cât mai mulți sclavi putem. Una dintre justificările favorite din Biblie pentru sclavie era mitul lui Ham din Vechiul Testament. Noe cel cu arca se îmbată și adorme gol într-un cort și fiul lui Ham îl vede, ceea ce e o mare rușine divină, astfel încât descendenții lui Ham sunt blestemați să aibă un ten mai întunecat și să fie în lanțuri pe vecie. Africanii erau considerați descendenții lui Ham, astfel încât colonizatorii nu făceau decât să aplice voia Domnului și să-i bage în lanțuri. Nu a mai avut loc în acest clip, dar există și povestea complexă a cum se adapta și orienta creștinismul în toate aceste condiții, dar el a fost mai degrabă o vioară care acompania toate aceste mișcări în funcție de cum și unde se manifesta puterea politică. De exemplu, în Biblie găsești și pasaje de genul: Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici sclav, nici om liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Isus. Dar din ideea asta, cum faci bani? Nu prea merge. În Anglia, în țara în care s-a născut libertatea, între 1688 și 1820, numărul de infracțiuni pentru care se aplica pedapsa cu moartea a crescut de la 50 la 250. Aproape toate erau infracțiuni noi împotriva proprietății private. Dacă încercarea de a omorâ pe cineva era considerată un fel de contravenție minoră, dacă furai echivalentul a 100 de lei azi sau batistă sau tăiai un tufiș ornamental, erai spânzurat. Puteai să fii și copil de 11 ani și să fii spânzurat pentru că ai furat o batistă sau că ai accidentat un tufiș tăiat frumos. John Locke argumenta că în asemenea cazuri nu e vorba despre batistă, ci libertatea în sine e atacată, cu el mare. Dreptul sfânt la proprietate este sub asediu, așa că asemenea hoți nemernici trebuie uciși cu același patos cu care trebuie dusă lupta împotriva monarhilor despotici. În exodul din mediul rural spre fabrici, mulți oameni în momente de criză rămâneau fără slujbe și ocupație și deveneau astfel definiți drept vagabonzi. În Anglia, dacă nu puteai să te întreții, erai băgat într-un așa numit workhouse o instituție în care îți pierdeai toate drepturile și deveneai un fel de sclav. Loc și prietenii spuneau că copiii săracilor ar trebui să le fie luați cu forța de la vârsta de 3-4 ani și puși la muncă. Familiile care ajungeau în asemenea workhouses erau dezbinate și împrăștiate după cum bătea vântul, pentru comiterea crimei sărăciei. Proprietarii de fabrici furau copii din aceste aziluri și din orfelinate și îi puneau la învârtit bumbac. Condițiile erau atât de severe încât oamenii comitau infracțiuni ca să ajungă la pușcărie mai degrabă decât în aziluri. Ele erau intenționat draconice pentru că nu trebuia să intre în cap cuiva că dacă nu poate să se întrețină, statul o să aibă grijă de el. Din potrivă, dacă ajungeai la un grad de sărăcie în care să mori de foame, statul te pedepsea în cele mai crunte moduri, astfel încât să te înveți minte, altădată să nu mai mor de foame. Acestea fiind condițiile, oamenii săraci au încercat să se coalizeze și să construiască fronturi comune, dar între 1793 și 1820 în Anglia s-au dat 60 de legi care interziceau nu numai sindicalizarea, dar și solidarizarea de orice fel. Oamenii săraci trebuiau să fie cât mai izolați unul de altul cu putință, așa că legile astea variau de la ilegalitatea organizării politice la ilegalitatea intervenirii când un confrate era biciuit de vreun antreprenor. Ce se înțelege prin liberalism începe să se transforme din dreptul la autoguvernare în dreptul la a face ce vrei tu în fabricile tale fără nicio intervenție a statului. Dreptul de a-ți munci angajații ca pe niște sclavi, fără să poată să zică nimeni nimic. Ăsta este contextul din care răsare nevoia urgentă a unui socialism, respectiv a unei politici care să susțină în mod obraznic că chiar și oamenii săraci sunt tot oameni cu drepturi și dorințe și personalități. Marx scrie manifestul comunist în 1848 și în el îndeamnă toți acești oameni care trăiau sub aceste condiții să se unească și să lupte pentru drepturile de a nu mai fi distruși. El avea doar 29 de ani când a scris acest manifest, care sintetiza în mod eficient o adunătură de idei care izvorau din Revoluția Franceză. A ales cuvântul comunist pentru că, în momentul respectiv, socialismul era înconjurat de o alură burgheză, care căuta doar să amelioreze condițiile prezente, nu să le schimbe complet. Cuvântul avea drept ecou Comuna din Paris, numele guvernului francez din primii șase ani ai Revoluției, și el era menit să marcheze radicalismul mișcării: că e nevoie de niște schimbări totale, nu mici ajustări. După manifest, Marx și-a petrecut următorii 35 de ani compunând cea mai exhaustivă critică care existase până atunci a modului în care capitalul remodelează societățile umane. El a scris mult și despre colonialism și despre sclavie în moduri care rămân cât se poate de relevante azi pentru că sistemul nu a suferit nicio schimbare totală, ci s-a bucurat de continuitate. Modul în care s-au desfășurat dictaturile comuniste din secolul 20 sunt folosite ca un argument bau-bau împotriva lui Marx, ca și cum el ar fi făcut altceva decât să identifice cu precizie mecanisme prin care capitalismul distruge ființe umane. Și a și spus, e adevărat, capitalismul încetează și cu capitalismul nu vorbește așa. În sine, faptul că vorbim azi despre neoliberalism și neomarxism arată că la un anumit nivel fundamental, în raporturile de putere, nu s-a schimbat mai nimic. Faptul că suntem înconjurați de aparatură și ecrane și clipuri cu pisici amuzante poate crea foarte ușor iluzia că toate aceste sclavii și munci distrugătoare în fabrici sunt niște probleme ale unor trecuturi îndepărtate. Dar această iluzie este chiar quintesența privilegiului de a fi european. Colonialismul a funcționat mereu prin definirea unui interior, o comunitate a oamenilor liberi, nu sclavie la noi acasă și așa mai departe, și un exterior în care nu există absolut nicio regulă alta decât cea a profitului. Brutalitatea aia inestetică e ținută la periferia vizibilității, că ea se întâmplă oricum în tărâmuri necivilizate, așa că nu ar trebui să ne batem capul prea tare și mai bine ne vedem de pisicile amuzante. La acest capitol, așa cum funcționa acest mecanism acum 300 de ani, exact așa funcționează și azi, în ciuda faptului că relațiile de exploatare violentă au rămas mereu esențiale pentru această grădină a civilizației vestice. O să ajungem la un moment dat, curând și la prezent, dar înainte de asta să mai sărim un pic înapoi în timp și să vedem cum ajungem la nazism. După Revoluția din Haiti, începând cu 1810, ca o revalidare mult necesară a rasismului, devine populară pseudoștiința numită frenologie cea care studia forma craniului și determina cât la sută om ești. Știința asta redescoperea că există ceva la craniul african care îl face să aibă nevoie de un stăpân. Aceeași știință determina și că femeile au un craniu inferior și deci sunt predestinate unei subjugări veșnice. Și totuși, chiar și la momentul respectiv, frenologia părea că e un pic cam șubredă și nu oferea un argument chiar decisiv și final, așa cum s-ar fi dorit, pentru supremația eternă a albului. Momentul a venit abia în 1859, când Darwin își publică originea speciilor și rasismul își capătă în sfârșit o confirmare științifică dincolo de orice dubiu, pe care pot să se suie și cei mai intelectuali dintre oameni, pentru că devine o chestiune de educație avansată. Deși în acest volum Darwin nici nu vorbește despre oameni, ideea că lumea naturală e o competiție între specii care au evoluat înspre a deveni una mai bună decât cealaltă era muzică dulce pentru urechile rasiste. Tocmai pentru că munca științifică a lui Darwin era atât de respectabilă, concluzia părea în sfârșit cât se poate declară pentru toată lumea. În 1871, Darwin își face totuși curaj și publică un volum doar despre originele omului, numit The Descent of Man, în care poziția lui era destul de complexă și contradictorie. Pe de-o parte, argumentează un întreg capitol cum așa numitele rase umane clar nu există, pentru că, biologic vorbind, suntem o singură specie cu variațiuni foarte largi. Pe de altă parte, apoi tot discută despre rase și ierarhia lor. Ce pare că se întâmplă în toate aceste contradicții, e că Darwin, în acest caz, nu pare să aibă curajul de a-și asuma până la capăt propriile analize de biolog. Și el însuși era un produs al unei istorii iluministe rasiste, în care ierarhia speciilor umane fusese decisă definitiv de marele Carl Linnaeus cu 100 de ani în urmă. Așa că, în ciuda contradicțiilor interne între omul biolog și omul rasist, Darwin are fraze în The Descent of Man care validează tot efortul imperialist-colonialist. Într-un anumit punct viitor, nu foarte distant măsurat în secole, rasele civilizate ale omului aproape cu certitudine vor extermina și înlocui, peste tot prin lume, rasele sălbatice. În definițiile lui, omul african fiind rasa cea mai sălbatică și apoi restul. Această consfințire a rasismului din partea a ceea ce era unul dintre cei mai mari oameni de știință ai vremii a avut un impact devastator. S-a dat un dever de completă pentru a pune eugenismul în practică. Dacă asta e situația, atunci poate putem să ajutăm procesul selecției naturale prin niște selecție artificială și să-l grăbim prin scăparea de toți oamenii neregulamentari. De aici se dezvoltă ideile de darwinism social, care reușesc să combine rasismul și capitalismul într-o uniune sfântă. Sloganul acum e, scapă cine poate. Și dacă n-ai putut, e pentru că biologic nu ai ce-ți trebuie ca să-ți perpetuezi genele și distrugerea ta nu e doar justificată, ci și necesară, pentru că e o înfăptuire a progresului speciei. Argumentele învechite creștine care spuneau că oamenii sunt săraci pentru că așa le-a dat Dumnezeu sunt înlocuite acum de lumina științei care arată cum ei de fapt biologic nu merită altceva. În prezent, varianta mai lustruită a acestei idei e cam trăi într-o meritocrație. Cine merită să aibă bani și să fie sănătos și bine, are și e. Cine nu, înseamnă evident că nu merită. N-a muncit destul, ghinion e vina lui. În aceste condiții, socialismul devine un inamic al științei însăși. Pentru că dacă ajuți oameni care au probleme, strici echilibrul natural, strici lupta pentru supraviețuire. A fi împotriva distrugerii oamenilor în fabrici devine astfel un fapt împotriva naturii umane. Ești nenatural. Acest darvinism social funcționa pe toate planurile, la nivel individual, între oamenii săraci și oamenii bogați, și la nivel global, între țările care colonizau și popoarele colonizate, evident inferioare. Logica era mereu autoconfirmantă. Dacă n-ar fi fost inferioare, atunci cum le-am fi colonizat? Cum le-am colonizat înseamnă că sunt inferioare. QED. Logica asta rămâne prezentă și azi, la fel ca darvinismul social în general. Și e adevărat. Disponibilitatea civilizației vestice de a comite atrocități la o scară inimaginabilă și fără precedent în numele capitalului este de o superioritate fără egal. La capitolul violență și genocid, nimeni din istoria lumii nu a fost mai bun. Civilizația cea mai civilizată e aia care e cea mai barbară. Logica asta, cum vă place? Dar iar ne luăm cu vorba și nu mai ajungem la nazism. În punctul ăsta nu știu dacă mai există cine știe ce suspans. Cum ierarhia raselor umane devine o piatră de temelie a culturii raționale vestice începând cu anii 1700, în ea încep să se facă distinții din ce în ce mai specifice și între popoarele europene. Slavii clar erau de nefrecventat că nu degeaba vine cuvântul sclav de la slav, latinii erau leneși, grecii prea orientali, francezii slabi de înger cu tot socialismul lor și în tot sudul Europei era oricum prea cald ca să se dezvolte oameni de calitate, așa că până la urmă devine evident că anglosaxonii sunt specia numărul 1 de europeni. Pe la sfârșitul anilor 1800, Marea Britanie, America și Germania erau în vârful lanțului trofic al civilizației vestice, așa că s-a decis că ei sunt anglosaxonii. Noțiunea de arian e popularizată intens într-un eseu din 1853 numit despre inegalitatea raselor umane. Printr-o pseudoștiință extrem de amețită, el ierarhizează și nuanțele de alb și ajunge la concluzia că cel mai vrednic alb se numește arian, strămoșul albilor originali din prima serie scoasă din cuptor. Nu toți erau de acord cu această mitologie ariană, pentru că ea implica un popor care a migrat dintr-un loc care nu era vestul și asta nu era bine să zici. În orice caz, după sute de ani de discriminări științifice rasiale aplicate popoarelor exploatate din lume, ierarhizările se răsfrâng în sfârșit și asupra europenilor și se pornește un adevărat concurs și de cine e albul cel mai alb. Ăsta este solul din și în care crește nazismul în mod cât se poate de direct. El nu e sub nicio formă niciun fel de excepție complet imprevizibilă, o mică alunecare imposibil de explicat. Cu 100 de ani înainte de Holocaust, asta era cultura dominantă acumulată care bolborosea în Europa. Ce este cu adevărat unic la nazism este că aceste genociduri s-au întâmplat, de data asta, în Europa și că ele s-au întâmplat cu forța maximă a industrializării lumii civilizate, astfel încât cantități record de specii umane clasificate drept indezirabile au putut fi exterminate în timp record. Dar timp de sute de ani, asta ceruse cu disperare cultura colonialistă. Asta e ce făcea în teritoriile non-europene, alea invizibile, care nu existau înainte. Nazismul reușește să producă paroxismul acestei culturi într-un mod atât de atroce, atât de șocant și atât de la vedere, încât sutele de ani de dinainte care au dus la acest moment sunt băgate sub preș. Subit, de fapt, nimeni nu zisese nimic despre nicio rasă în istoria europeană, și naziștii ăștia cu ideile lor au căzut de undeva din spațiu. Exista filozoful ăla Nice și cineva a spus la un moment dat cuvântul supraom și cumva i-a lovit pe germani gândul că ei ar fi o rasă superioară de om, o idee bizară despre care nu mai auzise nimeni nimic până atunci. Sau, după cum spunea M. Cezar, un scriitor și politician din insula Martinica din Caraibe, oamenii sunt surprinși și devin indignați. Spun, ce bizar! Dar lasă, e nazism. O să treacă, și așteaptă, și speră, și și ascunde adevărul. Că e barbarie, dar suprema barbarie, barbaria maximă care rezumă toate celelalte barbarii zilnice. Asta e nazismul, da, dar înainte să fie victimele lui, au fost complicele lui, că au tolerat nazismul înainte să le fie impus lor, că l-au scuzat, au plecat privirea, l-au legitimizat, pentru că până atunci fusese aplicat doar popoarelor non-europene, că au cultivat acel nazism, că sunt responsabili pentru el și că înainte să cuprindă întreaga civilizație vestică creștină în apele lui însângerate, supura, se prezintă și curgea din fiecare crăpătură a culturii vestice. Holocaustul european se întâmplă la intersecția dintre sute de ani de teorii ale conspirației din jurul evreilor și cultura colonialistă a exterminării, bine fundamentată și practicată în egală măsură timp de sute de ani. Doctrina germană de expansiune, începând cu anul 1900, se numea Lebensraum, care înseamnă spațiu de trăit și presupunea nevoia de noi teritorii pentru o bună înflorire a culturii germane. Naziștii o iau și în mod explicit încearcă să facă în Europa manevra numită Statele Unite ale Americii. Ei determină că au nevoie de tot spațiul din jur ca să prospere și în acest scop indigenii slavi din centrul și estul Europei trebuiau să dispară. Tu stai liniștit acasă la tine și îți vezi de treabă și deodată un imperiu de nu știu unde decide subit că ești popor indigen care stă în calea progresului. După ce rasismul e consfințit științific prin modurile în care e interpretat Darwin, avântul eugenist capătă proporții internaționale totale la începutul anilor 1900. Și în România, o grămadă de oameni cu nume de străzi participau cu entuziasm maxim la formarea unui adevărat proiect național care să determine cine are dreptul de a-și propaga genele mai departe și cine nu. Tot acest entuziasm eugenist se încheie abrupt în Europa după catastrofele nazismului, dar în America nu. Până în anul 1967, deci încă 22 de ani, 16 state din America și-au păstrat legile împotriva căsătoriei dintre albi și oameni de orice altă nuanță. În această fortăreață a libertății era ilegal să iubești persoane non-albe și dacă o făceai, erai băgat la pușcărie pentru pângărire de puritate rasială. Legile astea eugeniste sunt declarate într-un sfârșit neconstituționale abia în 1967, după ce un cuplu arestat pentru iubire ilegală se luptă până la Curtea Supremă pentru dreptul la conviețuire și câștigă. Există un film extrem de frumos despre ei pe care vi-l recomand foarte tare. Trebuie să facem acum încă un salt în timp și spațiu ca să ajungem la etern eluzivul prezent. În toate condițiile despre care am tot discutat, după 300 de ani de colonialism exterminant, în 1884 marile putere europene decid că e un moment bun să invadeze cu totul Africa și să-și însușească teritoriile ei cum trebuie. Cucerirea Africii începuse deja de niște ani buni, dar în 1884 lumea civilizată se întâlnește să formalizeze exact ce bucățică revine cui, ca să nu se calce pe degete și să fie totul bine organizat. În aceste demersuri se trasează niște granițe în Africa care nu aveau nicio legătură cu modul în care erau așezate diversele popoare și culturi care trăiau acolo. Așa cum spunea prim-ministrul britanic de la vremea respectivă. Ne-am angajat în a desena linii pe hărți ale unor teritorii unde nu a pus niciodată piciorul niciun om alb. Ne-am dat munți și râuri unii altora, singurul mic impediment fiindcă n-am știut niciodată unde mai exact se aflau munții și râurile și lacurile. În Africa precolonială nu existau state naționale după definiția europeană apărută în secolul XVII. Nu anumite linii imaginare de pe o hartă dictau loialitățile tale, ci aparteneța la o anumită cultură sau etnie, indiferent de răspândirea ei geografică. Când de europenii au impus granițe naționale, s-a comis o dublă violență nonsensică. Pe de-o parte, grupau culturi care nu aveau legătură una cu cealaltă, și pe de alta impuneau această nouă realitate a unor limite fizice imaginare. Același lucru e valabil și pentru Orientul Mijlociu, unde în egală măsură europenii au decis granițele care înghesuiau în același stat culturi rivale, care acum trebuiau să se lupte pentru câștigarea națiunii, că aparent acum exista o națiune de câștigat. Tensiunile constante din Orientul Mijlociu au fost un rezultat direct al acestor partiționări arbitrare, fără pic de gând pentru realitatea de la fața locului. În Africa, la fel, a dus la conflicte infinite despre care se auzea în lumea europeană doar când atingeau cote alarmante, cum ar fi genocidul din Rwanda. Cucerirea Africii s-a întâmplat printr-un masacru general. Europenii erau înarmați acum cu mitraliere automate, care erau complet indiferente la curajul africanilor de a alerga vertiginos spre ele. Au existat așa numite lupte în care pierderile europene erau de 50 de oameni și cele africane de 20 de mii. Nu cred că mai există spațiu mental aici pentru încă un pomelnic de genociduri, pentru că eu cel puțin nu mai pot, dar mi-e că două tot trebuie menționate. Primul, pe scurt, pentru că e destul de cunoscut. La conferința din Berlin, regele Leopold al Belgiei a primit drept teritoriu propriu și personal statul Congo, o regiune uriașă din mijlocul Africii de o suprafață de 10 ori cât a României de 76 de ori mai mare decât Belgia în sine. Congo era plin de arbori de cauciuc și în 1888 se inventează cauciucul Dunlop pentru bicicletă, prima roată umflată cu aer care chiar funcționa. În același timp apar și mașinile, automobilele, așa că subit exista o piață infinită pentru cauciuc. Așa că Leopold înfițează niște companii private care să se ocupe de extragerea cauciucului sub puterea militară a gloanțelor belgiene. Toți africanii din regiune sunt obligați să înceapă să adune cauciuc. Cine refuza era omorât în moduri cât mai sadice cu putință. Despre asta e romanul lui Joseph Conrad, Heart of Darkness, pentru că el a stat câteva luni în Congo și a văzut cu proprii ochi ce se întâmpla. Romanul e important și pentru că oferă lumii europene o primă oglindă fidelă a cum arată colonialismul capitalist, o reflexie a cum se pune în practică misiunea civilizatoare la început de secol 20. Pentru că și în Congo, ca peste tot, retorica era despre împărtășit darul progresului european peste mări și țări. Cartea a fost ignorată la momentul apariției, dar în anii 1960, când discuțiile erau cât se poate de aprinse despre trecutul colonialist al acestei civilizații, ea a devenit esențială. Pentru cauciucuri, pe parcursul a 23 de ani, până în 1908, au fost omorâți între 2 și 10 milioane de africani. E imposibil de estimat exact și ambele capete ale acestei estimări sunt bine argumentate, dar în 1919 statul belgian concluziona că în acești 23 de ani jumătate din populația locală fusese omorâtă. Povestea asta, în deplinătatea ororii ei, se găsește în această carte numită King Leopold's Ghost, dar noi mergem mai departe pentru că mai trebuie discutat un ultim genocid. El ilustrează într-un mod cât se poate de reprezentativ un mecanism esențial al colonialismului. În Rwanda, în 1994, au fost omorâți în jur de un milion de oameni. Știrile din jurul acestei întâmplări confirmau suspiciunile lumii vestice despre barbaria africană. Iată cum ei, chiar și lăsați în pace, nu fac decât să se omoare unii pe ceilalți cu macete. Dar statul ruandez, ca toate celelalte, a fost produsul colonialismului. În regiune au existat mereu o minoritate numită Tutsi și o majoritate Hutu și între aceste două etnii au existat mereu tensiuni și conflicte. Când îi se dă ca o felie de tort Germaniei acest teritoriu, ei încep demersurile pentru a forma o elită Tutsi care să-i ajute la guvernarea coloniei încep o segregare instituționalizată, în care se construiesc școli la care au acces doar minoritatea tuții, pe când majoritatea Hutu e pusă la muncă silnică. Când preiau belgenii teritoriul în 1916, împart societatea în conducătorii tuții și săracii Hutu și rigidizează și mai tare această diviziune care produce o animozitate nesfârșită între cele două etnii. Tuții dădeau ordine și Hutu le îndeplineau. Diviziunea asta era tot pe niște considerente rasiale amețitoare. Toții erau mai înalți și ceva mai deschiși la culoare, așa că belgenii decretează că ei sunt, de fapt, europeni în piele neagră, vrednici de a purta povara misiunii civilizatoare. În aceste condiții, pe parcursul a zeci de ani, se dezvoltă o ură cât se poate de înfierbântată între cele două etnii, care își găsește explozia finală în genocidul din 1994, când cei Hutu, definiți timp de zeci de ani ca inferiori, omoară sute de mii de tuții superiori. Peste tot pe unde a trecut colonialismul, începând de la distrugerea aztecilor și până azi, el s-a bazat pe inflamarea unor asemenea conflicte regionale. Conflicte regionale se găsesc peste tot, dar când cineva intervine și dictează că unii sunt superiori și alții sunt sclavi, după buna învățătura a culturii europene, efectul e de a redirecționa ura dinspre inventatorul cuștii spre nefericiții cu care trebuie să o parți. Astfel, problema nu era cu colonizatorii belgeni, ci cu ai tuții. Această formulă a fost repetată cu succes de nenumărate ori, reușită fiind împiedicarea formării vreunui front comun suficient de larg încât să se poată contesta jugul. În alte cuvinte, nu e cine știe ce filozofie, ci doar divide et impera de la cele mai mici niveluri la cele mai mari. E o metodă politică care și azi se bucură de la fel de mult succes ca întotdeauna, pe internet sau pe teren. Una dintre cele mai dramatice partiții l-a suferit sub continentul indian. După al doilea război mondial, începe un val global de decolonizări, în care imperiile își retrag steagurile de pe teritoriile deținute. Asta se întâmplă în mare parte pentru că despotismul nazist făcuse ca întreaga comunitate a oamenilor liberi să trâmbițeze neîntrerupt timp de șase ani despre drepturile oamenilor de a nu fi invadați și controlați de altă țară. În aceste condiții și după atâtea lupte și atrocități, imperialismul pe față devine de-a dreptul inestetic. În 1945 se formează Organizația Națiunilor Unite și în articolul 1 din statutul acestei noi organizații se scrie că popoarele lumii au drepturi egale și dreptul la autodeterminare. Un slogan bun ca toate celelalte slogane care în rămate dau foarte bine, dar rar au vreo legătură cu realitatea înfăptuită în numele lor. Se mai încercase ceva similar cu Liga Națiunilor după primul război mondial, dar atunci n-a luat nimeni prea în serios angajamentul de colonizării. În 1947 însă, în mod dramatic, Marea Britanie se retrage din teritoriul numit până atunci The British Raj și The Asfeltonul, pentru că dacă Marea Britanie renunța la India, însemna că de data asta se întâmplă pe bune. Pe subcontinentul indian exista o majoritate hindu și o minoritate musulmană. Britanicii zic că dacă îi lasă pe toți în aceeași țară, o să se ajungă la război civil, așa că decid să împartă zona în Pakistanul musulman în nord și India hindusă în sud. Făcând asta atât de rapid și fără vreo planificare, peste noapte vreo 15 milioane de oameni s-au trezit prinși de partea greșită a granițelor, trebuind subit să-și părăsească casele și să se deplaseze către etnostatul desemnat lor. Acest haos a dus la tot felul de violențe și masacre și, în unele regiuni, precum Cașmirul, luptele au tot continuat. Timp de zeci de ani, principala activitate a Națiunilor Unite a fost să medieze toate aceste conflicte postcoloniale prin așa numitele Peacekeeping Operations. Societățile declarate libere, după ani nesfârșiți de colonialism, erau profund disfuncționale, defectate intenționat de imperialismul european, așa că mai peste tot s-a instalat haosul. Colonialismul a funcționat mereu pe baza principiului subdezvoltării. În ciuda retoricii infinite despre civilizare, nu a existat niciodată scopul de a susține vreun progres al popoarelor dominate. Ele trebuiau să rămână docile astfel încât să împlinească scopurile imperiilor. Toate mecanismele erau făcute de așa natură încât să susțină bătutul pasului pe loc, o supunere cât mai totală a autorității. Imperiile europene s-au bazat mereu pe grupuri conservatoare locale corupte, adesea religioase, care să mențină lucrurile așa cum erau, timp de zeci sau sute de ani când se întâmplă decolonizarea, ori există războaie civile între etniile divizate până atunci, ori elitele corupte care colaboraseră cu imperiile până atunci preiau controlul și, în mod esențial, continuă să colaboreze cu cerințele imperiale. de -aia este ridiculă noțiunea că civilizația vestică a încercat vreodată să sprijine progresul lumii înconjurătoare. Propagarea acestei idei azi nu face decât să repete sute de ani de propagandă colonialistă, care repeta asta la nesfârșit, în timp ce exploata teritoriile cucerite după propriile nevoi, spre marele detriment al localnicilor. Căile ferate construite au avut mereu unicul scop de a facilita extragerea de resurse de către colonizatori. Argumentul poate cel mai sonor și clișeic în favoarea colonialismului e ăsta: că bine, dar s-au făcut căi ferate acolo unde nu erau. Genocid ca genocid, dar cine are căi ferate? Punctele conectate de aceste căi ferate cel mai adesea n-aveau nicio relevanță socială, ele doar conectau mine și plantații de coastele oceanului, unde veneau vapoarele europene să-și culeagă premiile. Multe dintre aceste căi ferate au fost și abandonate când resursele care trebuiau extrase au fost epuizate și solurile distruse. E ca și cum eu construiesc o stradă până la tine în curte ca să pot să vin cu mașini să-ți fur tot ce ai, să-ți distrug societatea și să-ți subjug mama și apoi zic, nu fi trist, uite, acum ai o stradă. Putem să fim cu toții de acord că, în mod obiectiv, strada e bună. Dacă despre celelalte lucruri mai pot exista dezbateri, strada este binele însuși. L-am găsit în sfârșit. În secolul XIX, într-un punct în care sclavia bătea prea tare la ochi, începe să se exploreze posibilitatea de a forța oameni să muncească într-un regim similar, dar care să poarte alt titlu. În loc să-i constrângi prin forța biciului, poți să-i constrângi pe oameni prin forța condițiilor economice ori muncesc în condițiile dictate de mari industriași, ori mor de foame, ori ajung pe străzi de unde sunt luați și băgați în instituții de muncă silnică. În felul ăsta, sistemul e curat. Munca nu e forțată, dar e obligatorie. Despotul dispare și totuși obligativitatea rămâne. O revelație foarte similară se întâmplă și în procesul de decolonizare, în care biciul dispare, dar presiunea economică rămâne. Am vorbit despre victoria triumfătoare a Revoluției din Haiti, dar povestea continuă cu o doză considerabil mai mică de triumf. Haiti este azi una dintre cele mai sărace țări din lume. După ce europenii au tot atacat insula fără să reușească să o cucerească, au luat apoi o pauză mică de contemplare situației, timp în care Haiti a suferit statutul de non-stat și nicio țară vestică nu interacționa cu ea în niciun fel. În 1825, după 20 de ani de embargo, Franța își pune flota în coasta haitiană și extinde oferta recunoașterii independenței în schimbul despăgubirii foștilor proprietari. În mișcarea în care africanii s-au eliberat pe insulă, ei practic s-au furat pe ei înșiși și cineva trebuia să plătească pentru acest furt. Așa că, în schimbul a 37 de miliarde de dolari contemporani, Haiti putea să se numească țară. Ei, în mod evident, nu aveau acești bani, așa că francezii i-au pus să se împrumute de la o bancă franțuzească ca să-i plătească, ceea ce au și făcut. După prima tranșă, statul Haiti dă faliment, așa că trebuie acum să ia alt împrumut ca să plătească primul împrumut și peste el dobânda dobânzii. Condițiile acestor împrumuturi erau imposibile. Scopul lor era să arate lumii ce se întâmplă unui popor care are aroganța de a se autoelibera. Pe măsură ce tot eșuau în a plăti împrumuturile împrumuturilor, haitienii erau arătați cu degetul drept dovada vie a faptului că africanii nu pot să se autoguverneze. Timp de 120 de ani, până după al doilea război mondial, 80% din veniturile statului Haiti au mers spre a plăti aceste împrumuturi și dobânzi numite Costul Emancipării. În ciuda Constituției haitiene care definea proprietarii de sclavi drept infractori, ei au fost forțați până la urmă să acceadă la sistemul global și să-i despăgubească cu minți civilizat pe oamenii care îi dețineau. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială sunt două instituții care au fost fondate de americani și britanici în 1945. Odată ce se calmează un pic haosul de colonizări, ele încep să ofere împrumuturi noilor state independente, astfel încât să se pună pe picioare. În 1980, aceste împrumuturi au fost formalizate sub titlul de Structural Adjustment Programs, programe de ajustare structurală a economiei. Ca să primească împrumuturile pentru chipurile dezvoltarea propriei economii, statele trebuiau să-și deschidă larg porțile investițiilor străine și privatizării resurselor, astfel încât corporațiile vestice să poată să intre cu maximă lejeritate și să facă ce vor ele. Forța steagului imperial e astfel înlocuită de forța împrumuturilor imperiale. Pentru a participa la comunitatea internațională, prețul era doar cedarea controlului asupra propriei economii. Deși continentul african e de departe cel mai bogat în resurse naturale, nu există industrii de prelucrare ale acestor resurse în țările africane. Materialele valoroase sunt extrase și transportate în vest unde sunt valorificate și apoi vândute înapoi acestor țări. Cum tu nu poți să-ți rafinezi petrolul, vinde -mi l mie foarte ieftin și ți-l vând eu înapoi foarte scump sub forma de benzină. În acest proces este esențial ca tu să nu poți niciodată să-ți procesezi propriile resurse, altminteri de unde mai fac eu tot acel profit? Dobânzile împrumuturilor sunt biciul care forțează o continuare neîntreruptă a acestui ritm de extracție a resurselor africane. Mai există apoi, pe lângă împrumuturi, nenumărate moduri creative de exploatare economică a unor țări vulnerabile, dezvoltate de oameni foarte raționali și civilizați. Între perioada în care cea mai importantă resursă a continentului african erau oameni de transformat în sclavi, și azi, nu a existat niciun răgaz pentru aceste țări în care să nu fie călărite de vest și de interesele economice ale capitalismului global. Astăzi, în plus, și China e implicată intens în neocolonizarea Africii, tot prin mecanismul împrumuturilor. Țări africane se împrumută de la China ca să plătească împrumuturile vestice. O adevărată petrecere! În anii 1960, începuse să se teoretizeze această relație de neocolonialism și existau dezbateri intense pe tema asta, că așa o fi, că nu, dar astăzi ea e dovedită de date concrete. În anii 90, țările cu economii subdezvoltate încă mai erau grupate sub numele de lumea a treia, dar cum acest termen sună peorativ, el e înlocuit azi de distinția dintre Global North și Global South. Deși geografic vorbind, asta nu e tocmai corect. În categoria Global North se găsesc cele mai performante economii ale lumii și în Global South cele mai sărace, toate cu o istorie colonială intensă. În ultimii ani s-au tot făcut eforturi intense de a cuantifica care e valoarea exploatării neocoloniale care se întâmplă și azi și unul dintre cele mai serioase studii din acest domeniu a fost publicat anul trecut de Jason Heckel și prietenii. Ei analizează această exploatare prin prisma a ceea ce se numește Unequal Exchange, comerț inegal. Mecanismul comerțului inegal înseamnă diferența dintre prețul pe care l-ai plăti pentru o resursă sau pentru o zi de muncă sau pentru un teren în țările bogate, spre deosebire de țările sărace. Valul de mutat industrii în sud-estul Asiei pentru că muncitorii puteau fi plătiți acolo cu un dolar pe zi e un exemplu al acestui mecanism. E vorba, în general, despre abilitatea economiilor puternice de a dicta prețurile sub care muncesc sute de milioane de oameni pentru a livra niște materiale esențiale nordului. În colonialism, când se folosea sclavia, acest profit era total: pământul era furat, resursele locale erau însușite prin simpla plantare a propriului stag peste ele, și oamenii forțați să muncească pe gratis. Cum ne-am modernizat, acum aceste popoare pot face aceleași munci, doar că în schimbul unor sume de bani simbolice. Suma asta de bani crește și ea tot simbolic, încetul cu încetul, mai un cent aici, mai un cent acolo și asta e ceea ce face mari gânditori ai civilizației vestice să celebreze progresul lumii și eliminarea lenta sărăciei. Banii trimiși în Africa sub titlul de ajutor umanitar funcționează și ei cel mai adesea ca un credit extra pentru menținerea status quo-ului. Cum ar veni, eu îți trimit ție câțiva bani gratis ca să poți să fiu sigur că poți să plantezi în continuare lucruri pe care eu le cumpăr foarte ieftin de la tine și le vând scump. Efectele împrumuturilor femei sunt și ele studiate și în 135 de țări ele au dus la sporirea dramatică a inegalității economice. Bogații s-au îmbogățit și săracii au sărăcit. Pentru că inegalitatea e ce știe cultura vestică să exporte cel mai bine. Alte studii arată cum în țările receptoare de împrumuturi femeile sunt angajate mai puțin, oamenii se sinucid mai mult și, în general, drepturile umane dispar din ce în ce mai mult. Pentru că cine are timp de drepturi umane când trebuie plătite dobânzi? Există o ipocrizie fundamentală, ca să-i zicem pe numele ei civilizat, în discursurile publice despre aceste țări. Pe de-o parte, le sunt impuse niște condiții ale căror efecte sunt cât se poate declar sub dezvoltarea, pe de altă parte, sunt arătate cu degetul că nu se descurcă, că e ceva neregulă cu oamenii din ele de nu prosperă, probabil chiar nu sunt făcuți din stofa potrivită. Dacă mai trebuie menționat, această atitudine e o continuare cât se poate de explicită a culturii colonialiste. Studiul lui Jason Heckel e suficient de complex încât să necesite destul de mult timp pentru a-l explora meritoriu, dar concluziile lui sunt că, de exemplu, în anul 2015, valoarea extrasă din fostele colonii a fost de 10,8 trilioane de dolari. Ca termen de comparație, asta înseamnă cam jumătate din PIB-ul Americii. Un mod de a înțelege această sumă e că dacă resursele sudice ar fi fost plătite la niște prețuri nu de sclavie și subjugare, asta este suma care ar fi rămas în economiile respective, și cu acești bani s-ar fi dezvoltat ele. În lipsa lor și în prezența acestui mecanism de exploatare, țările astea nu au cum să se dezvolte decât poate într-un ritm incredibil de lent. Cu 10 trilioane de dolari, suma dintr-un singur an, poți elimina sărăcia extremă globală de 70 de ori. În perioada analizată, între 1990 și 2015, studiul estimează că prin acest comerț inegal, Nordul s-a îmbogățit cu 242 de trilioane de dolari, respectiv 25% din PIB-ul nordic total din această perioadă. Sumele astea sunt astronomice, dar sunt doar niște estimări care pot fi combătute, pentru că sarcina de a ajunge la un număr exact în toată această poveste e relativ imposibilă. Ce este cât se poate declar pentru toată lumea implicată, oricât s-ar învârti numerele, e că această relație de subjugare și exploatare rămâne extrem de prezentă și că ea a continuat pas cu pas, neîntrerupt, din lumea colonială și până azi. Un argument foarte popular în discuțiile despre cât de bine a prins colonialismul tuturor e că aceste societăți din Asia, din Africa și din Americi erau oricum vai de capul lor și nu s-ar fi ales nimic de ele. Acest argument ține de domeniul SF, el nu poate exista. În realitatea noastră, factual, dezvoltarea acestor locuri a fost întreruptă mai peste tot prin lume de intervențiile europene în niște momente cheie. Nu o să știm niciodată cum s-ar fi dezvoltat ele fără violența infinită sistemică adusă drept cadou de civilizatorii europeni. Colonialismul nu e ceva ce s-a întâmplat la un moment dat, acum câteva sute de ani, un mic eveniment istoric peste care s-a trecut apoi și toată lumea și-a văzut de treabă. Capitalul în cauză din cuvântul capitalism e capitalul acumulat în colonialism prin sclavie. Modul în care se naște acest sistem e prin răpirea și subjugarea a zeci și sute de milioane de oameni din întreaga lume forțați să muncească pe gratis în scopul îmbogățirii unui grup foarte restrâns de indivizi. Asta este ceea ce îl formează și ce îi determină regulile și mecanismele. Pentru menținerea lui în funcțiune, trebuie să existe mereu cineva foarte sărac pentru ca altcineva să fie foarte bogat la nivel local și la nivel global. Ăsta este ADN-ul acestui sistem și asta e ce propagă la fiecare pas din 1700 și până azi. Capitalismul nu are cum să reducă inegalitatea pentru că el e inegalitatea în sine. De ea depinde funcționarea lui. Asta e rotița fundamentală care îl tot învârte. Din acest motiv, amendarea superficială a capitalismului nu are cum să producă vreodată altceva decât o ameliorare superficială a inegalităților din el. Din acest motiv, dacă nu vrem să perpetuăm la nesfârșit o lume divizată între indivizi incredibil de bogați și oameni care abia trăiesc de pe zi pe alta, trebuie făcute niște schimbări cât se poate de radicale la modul în care funcționează această lume. Ajustările minore nu o să aibă niciodată forța de a schimba aceste raporturi rigidizate de putere. Problema identificată încă din 1776 este că bogăția vine cu putere politică și această putere politică nu o să legifereze niciodată în favoarea propriei diminuări, nu o să-și legifereze niciodată propria dispariție. Așa că iată ne găsiți în această situație curioasă. Cum propuneți să procedăm? Avem azi și problema adăugată a faptului că toate aceste lucruri nu se întâmplă în vid, ci într-un mediu organic care reacționează la transformarea lui într-o fabrică planetară. În ciuda discuțiilor aprinse care s-au tot purtat în ultimii ani pe tema încălzirii globale, măsurile instituționale luate de statele bogate care contribuie cel mai mult la consumarea planetei continuă să fie derizorii. Ultimul raport IPCC publicat pe 19 martie arată că, în baza politicilor actuale, cel mai probabil ne îndreptăm spre o încălzire medie de 3,2 grade a planetei. Pragul considerat limită până acum era de 1,5 grade. Dincolo de el, se declanșează un lanț de cataclisme cu un efect de domino care nici măcar nu poate fi calculat. E foarte important de subliniat în aceste discuții că asta este o medie planetară în locuri specifice de pe planetă, în fapt, asta poate însemna o încălzire de 10 grade și diferența dintre 40 de grade și 50 de grade determină în ce măsură se mai poate trăi în asemenea zone, respectiv mai deloc. Întâmplarea face că cele mai dramatice efecte ale acestor schimbări se vor răsfrânge asupra celor mai sărace țări din lume, Într-o veritabilă mostră de antijustiție poetică, fabrica planetară construită prin exploatarea Sudului Global va duce la niște dezastre din care tot Sudul Global va avea cel mai mult de suferit. Când oamenii vor începe să fugă de 50 de grade Celsius, când o să dispară apa și o să ia foc mediul înconjurător, oare se va spune tot că e vina lor, Când nu sunt făcuți din materialul care trebuie ca să prospere? Acest capitalism transformator de planetă s-a născut în paralel cu o cultură toxică care timp de sute de ani a tot bătătorit ideea că valoarea unui om e determinată de câți bani produce și câți consumă. Ideea de om ca rotiță mai mică sau mai mare într-o mașinărie, ideea de om ca baterie de consum, mai mult sau mai puțin perisabilă. Nu există nimic inevitabil sau obligatoriu sau natural la această idee, e doar o perspectivă care a ajuns să ne domine existența printr-o repetiție constantă timp de 300 de ani. În plus, ierarhiile atent construite în Iluminism au fost organizate în jurul unui rasism fundamental care dictează că o anumită nuanță europeană de om e cea mai puțin perisabilă și restul ghinion, pentru că oricum se vede după culoare că sunt sălbatici. Dincolo de nuanțe, la o adică, săracii sunt și ei toți sălbatici și oamenii bogați în vârful civilizării. Asta este inerția culturii vestice, codată adânc în instituții și credințe pe parcursul a sute de ani și ea nu a fost ștearsă subit de pe fața Pământului în anul 1945. Motivul pentru care eu am făcut acest clip e că anul trecut, înaltul reprezentant al diplomației Uniunii Europene a considerat propice să declare că Europa e o grădină și restul lumii o junglă, în junglă știm cu toții că trăiesc doar animalele, așa că am vrut să explorez pe larg problematica acestei idei, care se dovedește a fi, de fapt, miezul în jurul căruia s-a dezvoltat această civilizație prezentă. Joseph Borel s-a trezit doar să-i spună explicit pe nume în anul 2022, dar ea este exact terenul fertil din care, la nevoie, se nasc epurări și dezumanizări în masă. Iar noi ne aflăm într-un punct istoric în care necesitatea de a considera alți oameni mai puțin oameni, în funcție de diverse criterii, va deveni din ce în ce mai pronunțată, astfel încât să putem să nu facem nicio schimbare radicală. În scopul păstrării sistemului actual în funcțiune, prețul va fi, din nou, amorțeala totală în fața suferinței altor oameni care, conform culturii europene, nu prea sunt chiar oameni, mai ales dacă sunt foarte săraci și mai ales dacă au o nuanță diferită. Deci, nu ar trebui să ne batem capul prea tare. Din punctul meu de vedere, din acest scaun pe care mă aflu, asta pare a fi ce se întâmplă. Eu am reușit în acest clip să reproduc cam 10% din lucrurile care m-au izbit puternic în procesul de documentare. Dacă v-ați găsit foarte stârniți de aceste informații, există nenumărate resurse care oferă mult mai multe detalii interesante și dezvoltă bucăți de două minute din acest clip în cărți de sute de pagini. Am lăsat în descrie sursele pe care le-am folosit eu, plus recomandări de cărți adiacente. Din punctul meu de vedere, din povestea spusă aici, lipsesc cel mai dramatic colonizarea Asiei, ce s-a întâmplat în societatea americană odată ce a fost abolită sclavia, modul în care sclavii din colonii au fost înlocuiți de milioane de muncitori indieni și chinezi care munceau, de fapt, tot în regim de sclavie, și luptele și asasinatele întâmplate în perioada decolonizării, după al doilea război mondial. La acest ultim punct mi-ar fi plăcut să explorez pe larg povestea Algeriei, care a scăpat abia în 1962 de controlul francez și doar printr-un lung război. Probabil că, într-un fel sau altul, aceste subiecte o să-și găsească locul prin viitoare clipuri, dar până atunci vă las recomandările din descriere. Cartea cu care ar fi cel mai ușor de început e The New Age of Empire, care se străduiește într-un mod nu teribil de riguros academic să ofere o imagine de ansamblu a sutelor de ani de imperialism și reușește, cred, să producă un punct de lansare bun în toată această istorie. Alt aspect pe care mi-ar fi plăcut să-l abordez e ce poate să însemne diferența dintre imperialism și colonialism. Nicât înțeleg eu, imperialismul presupune mecanismul de exploatare al colonialismului plus forța culturii, respectiv forța ideilor cu care se justifică toată această exploatare. În India, de exemplu, britanicii instalaseră un sistem de educație în care copiii indieni erau învățați despre cum sunt o specie inferioară care trebuie să asculte de englezii superiori, care sunt acolo ca să-i dirigeze în viață, că singuri s-ar fi ales prăpădul. Aroganța culturii europene despre care am discutat nu se manifesta sub forma de șoapte pe propriul continent, ci se impunea cu forța popoarelor îndepărtate care trebuiau să înțeleagă și să asimileze faptul că sunt inferioare, ceea ce adesea au și făcut. Aceste violențe culturale au o viață mult mai lungă și imprevizibilă și continuă să-și producă efectele mult după ce au fost retrase steaguri de pe teritorii. Una dintre moștenirile palpabile ale colonialismului iluminist este noțiunea că toate aceste lucruri au fost perfect normale și inevitabile. Putem să contemplăm azi cu serenitate șiruri nesfârșite de orori întâmplate la o scară fără precedent, pentru că ni se spune că ele s-au întâmplat în numele progresului și n-aveau cum să fie altfel. În felul ăsta, inevitabilitatea de ieri devine inevitabilitatea de azi. Toate aceste relații și percepții instalate printr-o violență nesfârșită nu aveau cum să fie altfel ieri și deci nu ar avea cum să fie altfel nici azi. Ce colonizează într-un final tot acest avânt secular imperial sunt mințile noastre în sine. Stagurile plantate acolo sunt cele ale rasismului și ale noțiunii că modul natural de existență al omului este să fie el însuși o fabrică și să se trateze precum o fabrică printre fabrici. Aceste staguri sunt plantate cât se poate de adânc și adesea despre ele e vorba atunci când se vorbește, în diverse contexte, despre decolonizarea propriei persoane. Și o să mă opresc aici. Mulțumesc extra intens oamenilor care m-au susținut pe Patreon în tot acest timp pentru încredere și pentru răbdare și vă urez tuturor de colonizare plăcută!